De multe ori, eu mă liniștesc, că știi cum e, eu, eu am, am convingerea asta că, bă, trebuie să avem răbdare cu unii, cu alții. Deci, trebuie să avem răbdare noi între noi aici, pentru că dacă avem răbdare, știi, dacă nu ne înfigem, nu la gâtul colegului, la gâtul prietenului, la gâtul omului din trafic, în fine. Și stăm un pic și luăm în considerare în momentul respectiv. Spui, bă, ăsta mi se pare că e prost astăzi. Da, adevărul e că și eu, marți, pe la patru am fost și eu prost. Știi? lasă mi pe mine să fiu marți prost, ai tu un pic de răbdare și, am, eu și eu, am și eu răbdare cu tine, joi, când e rândul tău, fără să vrei, știi? Adică, spun, spun asta în ideea în care realizez acum ca să nu mă enervez, îmi dau seama că oamenii sunt supărați. Dacă oamenii sunt supărați, știi, e clar că. Știi că e vorba aia cu la, la supărare, spui tot felul de prostii? Băi, e oh, adevărată. De aici vine asta? Din supărare, din faptul că ești indignat, din faptul că, nu mai știu, era un comentariu la un moment dat și spunea un om, o chestie care mi s-a părut extrem de tristă că la ce se întâmplă acum sunt șanse minime să se mai împlinească visul lui de uh, o viață normală în România sau chestie asta. Da parapantă sau nu? Nu, nu mă da, nu știu. Băi, visul de viață normală, o chestie de genul ăsta, știi? Și de asta că, bă, și așa ești deprimat, citești comentariul ăsta și îți dai seama că mai are dreptate cumva, știi? <fixi> avem și apă, avem și... E bine, mă. <fixi> <fixi> Știi, era o mașină cu drum cu și mă gândeam, bă, măcar o, o... Știam că aveam un pachet de gumă în buzunar La un moment dat <grijos> Și acum nu l-am mai găsit și mă gândeam am măcar o apă, ceva, că am plecat, am fost pe drumuri Așa, știi? Și, și acum am venit la tine, am apa asta Deci îmi vine să... În fine, nu zic ce îmi vine să fac <grijos> Așa, că ziceam E de drumul, înregistrăm, suntem live? Da, dar suntem de vreo, vreo deci am venit eu la tine <grijos> Așa <grijos> Sunt de niște bani, nu e <grijos> Nu era asta, Băi, am venit pentru că mă gândeam, mă gândeam de ce m-ai chemat pe mine, în primul rând. Așa. Mă gândeam că trebuie să ai ceva motivație. Ceva motivație am, da. Ai, nu? Da, am. Este. Este motivație. E bun, e bun. Și doi, deci mă gândesc că e ceva motivație, sunt curios de ce. Pentru că tu poți să confirmi, eu știu pe Costi Bifor și mă interesează foarte mult și Costi Before Gianni. Bă, asta mă gândeam, mă. eu am tot vorbit, mă, știi, asta e chestia. Eu am tot vorbit, sunt l am vorbit la Bob, am vorbit la Andy, am vorbit la Buhnici. Cred că la un moment dat, dacă... Am ajuns la punctul ăla în care nu mai știu despre ce știi, adică, pe iar zic asta, ce am făcut eu în copilărie, să mă Știi, te, te, da, gândești? Da, da, da. da. Băi, noi am lucrat la un moment cred dat că la... ultimul, cred că o să mă mai invite oameni, bă. dar o să... Bă, fără supărare, nu să, nu să mai vin, sau o să vin după ce îmi vine poftă să vorbesc despre mine. După primul Oscar, da. vin la toate podcasturile. Și făcut... am venit în ideea în care mă gândeam că te ajută pe tine. A, da am venit. Bă, nu că mă ajută, mie îmi place foarte. Băi, Bun, tu, tu, tu n-ai înțeles care-i treaba cu podcastul la mine. Știu că pare o vrăjeală și că tot o bag. Mă și ajută și mersi mult. Pula mea, te știe drag, toată țara. drag, mare drag. Stau puțin. Că... Dar uh, tu o să poți să răspunzi. Ce cauți? Da, nu, dacă nu iese fum, Scuze, gata, am revenit. Nu am făcut-o. Trebuia, -am. am încercat cu forța, am văzut că a fost asta, n-a mers. Dar știi că aveam briche. Mă rog. Bravo, mă. Acum zis, bravo. <laughs> <laughs> bă, da, puteai să zici ceva, frate. Noi am făcut Așa. la un moment dat, am lucrat indirect la unul din cele mai pognite proiecte care au existat vreodată, cred că printre cele mai mișto spoturi care au fost făcute la noi vreodată, alea pentru MTV România. Uai, dar nu mi-am nimic, știu ce zici, deci când eram... Ca ți-aș pula ta când erai Gin Simons de la Kiss în fața bisericii în da, satul ăla. Da, 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 a fost foarte Dar da, a fost așa pe brânce asta mea, a rămas știu că ploua la un dat și era Radu eu eram în groapa aia, săpam, pam da, 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 ce, da. ceva mormânt și ploua și ăștia mă în pauze cu, cu geaca aia. asta, mi-am amintesc, Când mormântul ăla cu luminile alea din mormânt, eu să pam și la un moment dat burnița, era un fel de ploaie de asta ciudată și cumva încercăm pe brânci, așa, și, aici, și foarte drăguț. Bă, foarte tare sunt alea, deci când, preferatul meu e când ești Elton John, tu mai ții minte? Da. Pe esență de Elton John și te duci la cărciuma din comună da, 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 da. și îl ei de mână pe un bețiv, ăla se întoarce spre tine, dar să vede că, adică să vede. Ai ca să zic așa. Ăla era bețiv din comună, a fost luat și pus Bă, joacă aici cu... Avem un spăt de făcut, joacă aici. Ești actor, sunt actor, ești actor. Și l-am luat pe ăla și tu îi pui mâna pe mâna lui și el se uită foarte indignat la tine. Da, Indignarea da. era reală. Trebuie spus neapărat, dar trebuie văzut spotul neapărat. Moment în care sparge Vă o sticlă căs, de masă. Nu să da, nu cred că poți. Nu cred că poți și l-am căutat zilele trecute ca să-i le arăt lui că stare 20 de ani și nu știe despre ce vorbim. Mm -hmm. Și nu l-am mai găsit pe YouTube. Știu ce zici, da, am căutat și eu. Mie știi care mi știi că îmi plăcea ăla când era Madonna pe banchetă în spate, la, în, auto, în, camionul ăla. În autobuz. În autobuz, da. În rată. rată. Era Madonna da, în, în rată. Madonna cu... Aia a fost... Bă, deja ai făcut niște mari la viața ta. Da, m-am făcut. Și mi se par drăguțe astea, știi? Un soi de prostar de asta absolută, știi? Care are... Deci sensul e să râzi, asta e. Nu e nimic mai mult de atât, știi? Ideea este să și să râzi, frate, să te deconectezi un pic, știi? Cam asta e. Adică nu era vreun substrat din ăsta. Nici vorbă. Nici vorbă, da. Nici vorbă de substrat. Băi, fii atent. Pun întrebare grea din primul. De ce crezi că funcționează la sfirbinți atât de bine? Băi, am mai răspuns la asta. Stai că de aici o să tragă și alte întrebări. Asta uh, e întrebarea principală. Eu, e un cumul de chestii, spun eu. Adică, întotdeauna zic, băi, e vorba de echipă, e vorba de cum funcționează echipa, e vorba de faptul că cumva oamenii se regăsesc în, în bucăți din, că evident, e, e o utopie, nu utopie, un, o convenție acolo, o lume convențională, dar se regăsesc, regăsești, te identifici cu ceva din spațiul ăla și. Mai e o chestie. Uh, e și din cauza că nu știu, venea o Cătrincă. Stai că mai era o chestie. <laughs> deci ideea e că se identifică. A, ah, și doi că evadează, mă, asta. Exact ce am nevoie, uite, spre exemplu, în perioada asta eu, mi-am dat seama că am nevoie să mă uit la chestii care mă scot din. Din concretul ăsta, știi? Da. A, poți să evadezi. Nu trebuie ceva, nu trebuie să mă... Adică unor e bine să... Că fierbințul are și supra -teme din asta, are și uh, subtexte. Dar unori, vorbeam ieri la, la, filmare Cumva că am devenit la personajul lui Vâncic, a devenit da, știi? ăla personajul e. cu subtext. Da, da, exact. Vine cu un plan, e o idee în spate și, și mă gândeam la un moment dat că pe mine mă deranjez, spre exemplu, că Gianni ușor Ușor s-a transformat într-un soi de mulți, așa. Și pe un moment dat seama, că mi îmi place mai maxim. E ca n-ai să dacă știți, sunt doi, nu hamster, nu știu ce sunt aia. Așa. Știi, ăia doi, ce sunt ei, ființele alea mici care sunt cretine. Așa, da. E că toată am senzația când sunt cu Dorel, că suntem exact gagii știi? Lumea se prăbușește, totul ia foc, ăia fug, toată lumea e razna și ăștia dau cu, cu niște nuci în cap și se distrează, știi? Și zici, bă, ce cu ăștia, mă? Da, au un sens, știi? Adică Ai eu... îmbrățișat mai Da, bravo, cum să nu? Am îmbrățișat, mi-am dat, da, da seama că bă, inclusiv eu pot să evadez, inclusiv eu pot să mă distrez acolo la filmare cu Bobo, cu Dorel, știi? Când am teme din asta serioase, ah! E chestie de perioadă, știi? Acum simt nevoia să, să ies. E foarte tare că tu cumva în confirmi o chestie. Eu am un prieten foarte bun, am tot povestit despre el, Tudor Botezatul îl cheamă. Regizor foarte mișto, n-a să facă lumetraj, dar și când o să-l facă pe ăla pe care l-a scris, o să tragă linie, ca zic așa. Și eu mă tot uit la science fiction-uri, la zombie, la tot felul de... Și eu. Și... Filme de categorie B, deci poți să să-ți dau o listă. Mâncați n-ai ceva în viața ta, dar Extraordinar. Soldat Universal 3, ăla din 2009, trebuie să-l vezi neapărat. Da, îl văd. Nu-l văd. Nu-l văd. No. E foarte bun. Dar. Mm. Și ăsta îmi zicea, bă, de ce te uiți la toate căcaturile astea în pula mea? Nu te uiți la filme da, de astea de din viață, din Și zic, bă, îți vrei viață? Vezi că am pe masă, în bucătărie, facturile de la Enel. Da, mă, corect, așa e. Astură Ia du-te și uite-te pe alea și uite viața, știu, n am realist. Bă, exact, aici, maxim. Exact, da, știu ce, exact, da. Numai că eu nu mă duc acolo, eu mă duc mai jos. Mă duc pe YouTube la oameni care cad pe scări, știi? Sau Another Day in Russia, știi? zona aia, frate. Adică e o băbuță cu mitralierul în AK, trage și ești panica maxim, știi, și te uzi la ea și zici, bă, cum, cred că o să-și facă rău. Și trage femeia, n-are nicio treabă. Și zici, bă, ești nebun, ce acolo? Sau o femeie care uh, merge cu ursul prin parc, cu ursul, Știi? Și da, eu le știu patatea, pe toate da. să nu stăm pe... noi trăim pe internet <laughs> exact, eu cu bă, Știm <laughs> exact despre ce vorbești asta e și mai ciudat. Pentru că e adaptate. Știi, la un moment dat trebuie să tragi linia. Nu e că vrei să nu... nu, e că nu vrei să fii informat, știi că apar oameni care spun: "Bă, dar trebuie să rămâi informat, frate, ești nebun." Prima chestie pe care o fac acum este în zilele astea, dau slide-ul la dreapta, să mi ce cine a inventat în asta pe telefon, dă dai slide dreapta și ți intră în știri. Ai chestia asta pe telefon? Da. Bă, N-ai cum, din greșeală ai dat și ai văzut un pic șoc, groază. se pare că România, atât ai prins un, se pare că România și ai dat înapoi și se pare că România, ce mâncați Stai să dau și citești o chestie și pleci așa. Și mă te întreb, știi, la un moment dat te, ia valul, mergi în mașină și zici, îți vine să urile la oameni, știi? Și nu înțelegi. Du-te Costi, și fă comedie după aia să râză toată țara. Dacă poți. Ideea e că după aia poți să te relaxezi și bă, bă, stai mă, că dacă e să bată doi, eu să fiu la care intervine și zice, stai, bă, am de la ce vă luam? Știi? O duc de cealaltă parte. Te-am burfit săptămâna trecută. Bravo. Așa, tată. Zi adevărul, mâncați. Zic, zic tot. La... Zi acum. Te-am te burfit, burfit te am făcut. Ce? am burfit cu bă, Cristi Puiu. pentru că sunt genul ăla de om. Vierme. Da, zi. nu, nu, stai, glumesc, glumesc. Am burfit stăteam Știam că o să fie așa. Vezi, mă, de-aia te-am chemat, de fapt, că știam că să, o să ne distrăm. Că n-am mai avut un de -asta mai light de așa de multă vreme. Te-am burfit cu Cristi Puiu. Opa, Cristi Puiu, da. Ok. Nice. Și <coughs> nice. Uh, m-am uitat eu la Aurora. Băi, s-a luminat filmul când ai apărut tu, deși ai rol foarte... Tu ai rol serios acolo. Am rol ai... serios, da. Ai rol de milițian. Și mi-a plăcut, bă. Mi-a plăcut colaborarea. Deși a fost uh, o greoaie, cumva. Dar mi-a plăcut maxim. De ce a fost greoaie? Băi, pentru că nu ieșeau lucrurile cum vrea el să iasă, știi? Și atunci mi-am apreciat foarte tare că are lumea lui, știi, când vezi un om care, bă, îl te convinge, știi, pentru că are lumea lui și omul vrea să facă așa și e atât de convins de cum vrea el să arate lumea aia, că e și tu, bă, hai să facem cumva, să iasă cum vrei tu, frate. Bă, asta e șmecheria la regizorii care s-au da, Asta e șmecheria. Dacă evident, da, trebuie să schimbăm și toată chestia a fost o improvizație și mi s-a părut atât de mișto că e riscant să faci improvizație pe periculă, nu știu cum să parcă la nu știu cât eurometru. Da, da, da. Ma. riscant maxim, dar mi s-a părut foarte, foarte mișto colaborarea. Și ce a zis Cristi? Uh, în primul rând, <laughs> fii atent, dau ce chestii de inside. Apropo de, de, a, apropo de cât de, fixist era. El, inițial, îl avea pe Artanu, de la timpuri noi și de la partizan vocalul să fie în rolul principal. A, ok, ok. Nu știu câtă lume știe asta. Eu nu știam asta, cum am aflat de la tine? Sigur era? Artanu? Bă, am zi... vorbit, da mă, am vorbit cu... Bă, știu de la maestru. Okay, da. zic Cristi Puiu mi-a zis, bă, eu l-aveam în cap pe Artanu pentru rolul principal. Uh -huh. A făcut după aia casting, după casting, după casting. Artanu, la un moment dat, n-a mai venit. Da, pur și simplu. Azi iudu. Da. Așa. Și s-a distribuit pe el însuși. A zis, lasă, bă, ce facem? Ăla e Christi, filmul lui Cristi Puiu cu Cristi Puiu. Bă, știu. Știu. Și e bun. E foarte bun oror. Eu mi-a plăcut. Acum, na, părerile sunt împărțite, dar știi, până la urmă, despre ce nu sunt părerile împărțite? Adică ce există vreun produs, ceva în lumea asta, unde cineva să zică, bă, asta chiar a fost mișto și toată lumea să fie de acord? Nu există. Deci, concluzia e că așa trebuie să fie treaba. Unii pro, alții contra. O altă întrebare care s-a pus, cât crezi că mai ține la sferbinți? Cum o simți tu? Băi, nu știu dacă mă iau după oameni și când stăm de vorbă, știi, te opresc cu oameni și zic, bă, sper să, să țină până când bătrâniți, sincer să fiu, nu mi displace convenția, deși la un moment dat, uite cum am astăzi, 30 de pagini de învățat până mâine, bă, mi-e frică de creierul meu, știi? Mi-e frică că la un moment dat băiatul o să zică, bă, eu te pup, nu mai pot, știi? Nu e și pericolul alt că de la un punct încolo faci atât de mult îl face atât de mult pe Gianni că se identifică Costi cu Gianni? Păi stai, bro, că deja îl fac de 10 ani. Adică deja sunt lucruri... Uite la discursul meu. N-are cum să n-apară Gagiu. N-are cum. Sunt 10 ani, da, ești nebun. E, o să pare, Ce-ai făcut? Un balans. N-are <coughs> cum, știi? E acolo. Adică ca să scap de chestia asta și e ok. Este, cum zice... Uh, cum ziceam? Uh, Păi din meserie, defect de meserie, exact. Adică, bă, faci 10 ani, o să, ai, o să ai niște ticuri, acceptă ideea, ca să speli toate ticurile astea ar trebui să faci un contrarol, care nu are nicio legătură și ar fi un efort, spre exemplu, să fac eu acum un profesor de geografie un profesor de geografie care n-are chef să facă geografie cu copiii și vrea să-i trimită acasă. Dar în același timp și are probleme cu erecția. Nu știu, mi-a venit asta cu erecția. Așa, da. Inspirat din fapte reale? Adică timp întins mâna asta, a fost frate, asta, ți-a venit erecție? Bă, bravo! Știi? Practic era aici. De ce? Pentru că deodată nu mai poți. Știi, ești un profesor, ai 20 de ani în învățământ, știi, și trebuie să intri în zona asta. Nu mai intră hap nu, ești pe zona asta, Munții, Dobrogei, știi? Numai ca să rămâi fix, știi, cumva pe... Înțelegi ce spun? Un e un mare. efort foarte mare. Pentru că trebuie să dată, să intri într-un soi de mult mai puțin. Nu trebuie să... Adică eu trebuie să fac un efort să nu am niște ticuri, știi? Să n-arunc cumva sau să... Trebuie să fac un efort să fiu absolut, nu știu, normal din punctul unui profesor de vedere. Sau... Dar ți s-a reproșat pe acasă că ești prea personaj? Nu. Sau prietenii, sau mai eu sunt foarte diferit acasă, e, un contrast, cred că... Păi Să zic că te știu, știu cum ești în afară, da. de-aia de -aia te am și chemat. Da, da, sunt diferit complet, adică evident sunt pe Caterin că toată ziua, evident încerc să așa funcționez eu, așa merge mie treaba, știi? Dar, uite, dacă mai vedeam perioada asta, eu cred că sunt exact cum sunt oamenii mă, în perioada asta. Exact cum sunt toți oamenii. Bă, Cum Efortul sunt oamenii că... în perioada asta? Ca asta e o perioadă bă, prin care n-am mai trecut. Frate, bă, da, bă, asta mă gândeam și eu. Bă, Cum s-a întâmplat? Să avem noi ghinionul ăsta, generația asta. Mă. Știi? Adică, de, de ce n-a fost. Că am bă, spus da, eu da, nu cumva dat, ne, -alintăm. Că ne alintăm? Zici că ne alintăm? Stai să punem lucrurile cap la cap, să ne uităm în istoria Stai, recentă. Ne nu zic ultimii 500 de ani, zic ultimii 200. Ok. Războiul Mondial n-am prins. Am prins, ok. A, așa. l la... Ciupit un pic. L-am ciupit okay. un pic, eu -am, da. Am luat iodul ăla, știi, când cu... Păi și eu am luat iodul. Ok, când a, a fost... A luat cel... Da, pe asta zic. Păi tu unde la ai copilărit? Stai așa. În București. În Dar București. Am zis, e un nor care a venit din partea, din zona Rusiei, luați iod. Era că... praful la galben, ce nu mai ții minte? <laughs> da, ok, da. Deci l-am prins, vezi, deja deci se strică treaba. Ok. Dar, economic și social, conform tuturor studiilor care certifică asta făcute de oameni mai deștepți ca noi. Okay, da. Noi trăim cea mai liniștită cea mai liniștită și okay. cea mai bună perioadă și cea mai prosperă. Adică mâncați-a de sufletul bun. E, bă, nu putea să se întâmple peste 30 de ani când eu nu mai sunt aici, să se întâmple pentru copiii mei. Asta e tot ce Bă, what? să, nu urțin, să chiar gândești așa, bă. Omul e chiar Razna. <laughs> nu mă, nu spun doar că. Că nu după știu. mine, topul, Nu, doar asta să zic. <laughs> nu, nu a spus asta, a spus bine. Copiii nu-și dau seama și e bine încă, că nu-și dau seama de au rămas cu sechele. bă mi-au niște sechele. Iată, ce mi-a zis. Mi-a zis o prietenă de a mea, mă dă o cheamă, care are copii de 35 ani. Că acum copiii învățau cum să socializeze, să-și dezvolte niște skill-uri de astea de socializare, okay, niște aptitudini. Da. Am un exemplu. Pe care pandemia, izolându-i în casă, i-a dat înapoi cu câțiva ani, practic, anii ăștia sunt pierduți pentru ei. Băi, da, bă. E, îți spun pentru că sunt tată. Și fii atent, îți dau un exemplu clar. Eu am o chestie. Îmi pot, nu că am o chestie, am, deci mi se ridică părul pe mine când aud de asta cu bullying, știi, cu abuz în orice fel, chiar și între copii, adică mi se pare că aici trebuie să avem mare grijă cu chestia asta, copii care fac alt copii să sufere. Tu ai pățit-o când erai mic? Eu am, Eu fost... am pățit-o, dar la pe vremea noastră era mai... Era mai Oare am fost, regele bullying, adică <coughs> subiect, eram copilul da. gras metalist din țăndărei. Eu am pățit-o pentru că zona, să zicem așa, era Pantelimon, ce, a, da. Oarevă, știi? Adică deja, dacă ce cu ăsta slab aici? ce cu tine? Nu că am trecut, ai trecut, ai trecut ăsta, dar... era cumva acceptată convenția asta, e. ideea e că nu, tocmai pentru că noi am trecut, noi știm despre ce e vorba, știm ce urme rămân în urmă, nu vrei să treacă și copiii tăi, deci ai vrea să eviți uh, zona asta. Și bun, se întâmplă treaba asta. Se întâmplă cu Vlad niște mici incidente, le rezolvi e în regulă. Dar fii atent ce se întâmplă acum, în astea două săptămâni, cât a fost școală și... Se duce Anghel, ăsta mai e mic. Așa. Și vin de la școală și tată l-am bătut pe un coleg. Oh. Ok, bun. Nu, e așa situația. Intră în casă, ăsta mic e la masă, vrea să-mi spună ceva. Raluca vorbește deja cu cineva la telefon și îmi dau seama din telefonul Raluca că e ceva e stricat în, în paradis, adică ne cerem scuze, nu se mai întâmplă. Asta auzi pe fundal, îl vezi pe ăsta mic la masă și zici, care-i treaba? Zice, l-am bătut pe un coleg. Zic, bă, Anghel, eu, vezi cum sunt, noi trăim în casă stăm împreună. Ai văzut că s-a întâmplat asta cu Vlad? Când ți-a plăcut? Când Vlad a trecut prin asta? Nu. Și zic, undeva tu ai avut senzația că eu sunt de acord cu genul ăsta de activ, acțiuni? Nu. Păi și atunci de ce faci toată asta? Între timp stau de vorbă cu cineva, m-a inspirat de că mine, ce costi ok, nu te supăra, stai e tată, ai grijă la pedapsă. Și zic, mm. că, fii atent, nu te duce, că știu că ești tentat să te duci în, bă, așa ceva nu, știi? Ne. Și să uh, faci un soi de overkill Bun, îl sunt pe părintele Copilului respectiv, bă, îi spun Îmi cer scuze, aici apare na, Și înțeleg că e supărat Și în... nu vreau să înțeleagă tocmai că e și chestia asta Știi că oamenii pot să aibă un raport Și poate vin cu un soi de overkill În sensul că al cui am... A, al ăla care Păi da normal că e vedetă, știi? Și nu vreau să existe, că adică n-am genul ăsta Adică dacă cineva îl bate pe film, evident o să fiu supărat Știi? Și atunci știu că peste asta mai e și asta cu vedeta sufletului, că na, am ajuns vedeta, ce să fac, știi? Deci eu sunt un actor, eu am vrut să fac meseria asta pentru alte chestii. Nu, nu, nu am vrut, nu, nu m-am gândit la, la, chestia asta cu vedeta. Dar în fine, tocmai ca să contracarez asta, ca să nu zic că să nu există această umbră că vezi, Doamne, și permită ăla, că nu-mi permit. Știi? Îl sunt pe părinte respectiv, îl văd că e supărat, încerc să-i explic că nu se mai întâmple și le pe anghel. La discuții. Și zic, bă, iată cum facem. Tăiem tot. Pentru că, nu, în, în, îl întreb cum s-a întâmplat. Pentru că așteptam să zic că ceva de genul și ăla mi-a dat mie o palmă. Și zic, ți-a dat -o la o palmă? Nu. L-ai văzut degeaba? Da. Cum l-ai văzut degeaba? Pur și simplu. Am văzut că făcea ceva, m-am luat de -l și l-am bătut. Mam, deci nici n-avea nicio, știi? Că ai, da, 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 Aia, știi? Gen, bă, Bravo, mă, te-ai apărat, să sau știi? Nu, nu degeaba, frate. Adică, da, da. în final, ia, uite, tot avem o discuție, explic că uite se întâmplă treaba asta, poate eu n-am reușit să îți transmit suficient de tare că asta nu se poate întâmpla în casa asta. Deci, nu există varianta asta în care cineva din casa asta face genul ăsta de chestii. Bun. Ajungem, trece o zi, două, trei, mă întâlnesc din nou cu, pe viu cu tatăl copilului respectiv, stăm de vorbă, realizăm că, bă, astea sunt copii. Încercăm să evităm situația asta și totul intră normal. A doua săptămână, nicio problemă, se chiar se împrietenește cu copilul respectiv. Așa copii, nu am fost și noi. Și zic, după aia, Pac intră din nou în, în online. Și zic, bă, eu, fără chestia asta, fără acest exemplu negativ, da? Fără acest întâmplare aiurea, n-aș putut să intervin, n-aș putut să explic. Deci e nevoie de experiența asta urâtă ca să ajungem amândoi împreună la o concluzie, și cu Fimiu, știi? Acum în online, știi? Exact ce spuneai tu. Lipsește partea asta de cum intri, cum funcționezi în directă, societate, cum colaborezi, cum faci să te împrietenești cu la, cum faci, știi? Pe de altă parte, la ăștia din generația noastră, că noi suntem cam în aceea zonă, am văzut o agresivitate de asta, mă, mognită. Tu n-ai simțit-o? Că asta când? Tu... Tu, tu vorbești de perioada asta acum? De perioada asta, acum. Și... Mi se pare că e mai nasol acum că asta vară a apărut și că suntem niște animale care, am scăp... care au scăpat din, din grădina zoologică și acum ne-a prins și ne-a băgat la loc. Tu zici... Și avem senzația asta și... Tu zici de agresivitate în sensul că în, în jur, pe stradă, agresivitate mognită în sensul în care văd vorbindu-se chiar și chestii cât se poate de uzuale cu scrâșnit din dinți. Bă, da. Zici prostii? Aici, nu, nu zici prostii, dar e absolut normal, mă. Bă, e, e normal, mă, dar... am înțeles că am prins boala asta, eu încerc acum să nu, mai, să nu mai urmăresc în niciun fel știrile, spre exemplu. Bă, chiar mă destabilizează, mă, băi, nu e ceacă. Mai ales că, spre exemplu, socră când a venit socră acasă, E, știi că persoanele mai în vârstă au chestia asta și mai că mai are chestia asta. Să stea televizorul pornit și auzi. Ce Se spune intră. ăla, ce zice ăla. Funcționează, nu funcționează. Dar cum am să, dar se încalcă drepturile. Bă, ești nebun la cap, ne otrăvim. Bă, ești nebun la cap, nu ne otrăvim. Știi? Și stai un fundal. Bă, n-ai cum să nu echilibru. Adică, ca să dau un exemplu, ca să fie clar, nu poți să lași televizorul pornit pe asta și să faci dragoste cu nevastă ta. Nu te ajută absolut deloc. Știi, te încurcă. De ce? Pentru că e stres. Aduce un soi de stres. Și stresul ce face? Stresul te liniștește total. Maxim poți să ții de mână și să zici, Doamne, ajută să trecem perioada asta. Deși nu e neapărat rău acum, dar îți dai seama că, cum zici tu, vine vine asta, factura. Și zici, ho, ați, nu vă spune, ați greșit aici, că e dublu. Nu, nu, nu. N-am greșit nimic. A, așa E? Păi am stat în casă toată perioada asta, s-a consumat. Da, s-a consumat. Știi, adică asta se duce în stradă. În stradă, bă, n-ai cum, mă. mă gândeam că oamenii, uh, acum, exact cum spui... Dar fii atent ce te întreb. Că asta e discuție pe care am avut-o și cu chirile. Da. Și ăla e mai cu... Ăla dă cu pula de cupul, -mă. S ai văzut nu stă la discuții. Legat de ce, bă? Că mie mi se pare că nu mai poți în perioada asta. Adică legat de ce să dai muncă? E... Dacă e de ieșit în stradă. Așa. Tu ai ieșit în stradă dacă ai avea motiv? Dacă... O gândește da, foarte da, bine. Da, ai da. da, ieșit în stradă. Costidiță pe care știe toată țara, are și în stradă? Ai fi dispus să iei una în gură ca să fii sigur că peste 30 de ani lufit o să fie un pic mai bine? Aș fi dispus, da. Pentru ce? Bă, aici e buba, știi? Ești în stradă pentru ce? Asta e? aici e o problemă, știi? Pentru ce ăsta? Eu în 2017... Pentru Cum? ce asta zic în ideea în care bă, și în stradă ca să înlocuiești ceva cu ceva, pentru că ai, ai, credința că dacă schimbi treaba asta cu treaba asta, e mai bine. Sau sunt șanse să fie mai bine. Mie se pare că nu suntem un punct în care le tot sucim și le punem. Știi? Și oamenii spun, da, de ce nu ies oameni în stradă? Bă, frate, e absolut normal. Dacă un om pune aici piesa asta cu piesa și unul cu este pe aia cu asta și omul păi zice, bă, nu, ai că e bună piesa asta de fapt. Hai să lăsăm piesa asta 8 ani aici. Bă, băiatule, unde suntem? Am pus-o pe asta 8 ani, pe aia o punem patru, pe asta o punem 8 ani și tot așa. Și la un moment dat ești în punctul ăsta în care ai schimbat, ai făcut toate variantele. Jocul e același. Și zici, bă, ce să faci? Și pe păi urmă vine o legendă cum că trebuie să se nască într-adevăr cineva, o nouă generație care să vină în locul acestei generații și zici, bun, deci nu acum. E clar că nu acum, știi? Adică e foarte slabă. Um, ca să ieși, trebuie să fii motivat. Ca să faci ceva, trebuie să fii motivat. S-a lumina, repar firul ăsta, pentru că știu că repar, rep, reparând firul ăsta se aprinde din nou lumina în casă. Are sens. Nu mă apuc dacă știu că, bă, degeaba repar pe la că oricum nu merge, nu mergea nici înainte. Aduce la să așa, pe păi Nu știu, frate, ce are. Știi? Înțelegi ce spun? Eu înțeleg ce spui, pe de altă parte e și pasivitatea asta care sau autoalimentează, nu știu cât de sănătoasă e. Nici asta nu mă, nu mai știu. Aici e... Vezi? E că și eu am aceeași dilemă că... în momentul ăsta. Da, asta. Și am aceeași dilemă pentru că uh, uh, Tudor, uh, Chirilă zic, m-a și tras de ureche așa un pic și n-a făcut-o pentru prima dată mi-a spus, bă, dar stai un pic că ești și tu persoană publică. Okay. Mai sunt și ăștia, bă, dar avem și noi datoria morală dacă e ceva care chiar e flagrant minime morale, măcar să o semnalăm în da mă, adică dacă stăm așa, înțeleg, confortul... Are dreptate. Are și el dreptate. Are dreptate, nu poți să zici, bă, nu. Are dreptate, numai când e un soi de abuz sau când simți că există un soi de abuz. Și probabil, simți... da, și probabil să gândește și din perspectiva de părinte, că de-aia zic că tu probabil ai empatizat mai mult cu el pe chestia asta. Eu nici da. n-am copii, n-am nicio miză. pe de altă parte, eu am sentimentul ăsta stupid de justițiar, așa, adică când simt că ceva nu e în regulă, da. simt nevoia să zic și am zis-o de mai multe ori adică mi-a dăunat și profesional chestia asta de câteva ori. Pentru că am fost mai înfipt decât era cazul. și nu eu... regret absolut deloc și o să o fac în continuare, că ăsta e felul meu de a fi. Bă, e ok să fii, eu ok să ai un fel de atitudine, e ok și asta legat de justiție, are, cred că toată lumea ce? Un de revoltă. Nu că vreau să mă să îmi um, um, lipesc acum al treilea cui. Dar mi se pare mai onest, eu care n-am nicio miză personală, familia, casa și astea, Okay. La un moment dat, să port un picuț mai mult povara asta morală a cetățeanului, astfel încât dacă mă deranjează ceva să ies în stradă, chiar dacă e riscant, mai degrabă ar trebui să ies eu decât tu care ai copii de crescut păi chiar acasă. Te rog. Chiar te rog. Păi chiar am făcut-o, da, până când m-am convins că ești de degeaba. e just, așa e. Vrei țigări? Da, mă, ăsta știi? Stai că ți ce babă. Da. Aruncă, trebuie să o arunc. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Băi, zic, trebuie să-l ajutăm pe să să devină primar în gura humorului la el acolo. Pe bune? Asta Pe bune, serios? A, păcat. Vezi că uite așa, porneam ceva. O și o bucată de teren după ce te bagi tu acolo. Că, na, asta e, avem asta în noi, frate. N -ai cum, asta știi? cu terenul? Da, știi. Uh, -ai, nu mă ajungi pe mine cu un teren acolo. În fine. Ia întrebă l pe Bobo, că e teren și pe lângă el, pe la Giurgen, pe acolo. Pe păi dacă te-ai descurcat în viață în la Giurgeni? Poftim? La Giurgeni Am și pe lângă Giurgeni Păi sunt e la 20 de kilometri de Giurgeni Aha. Da? Eu cu Bobo am nu e neștită când eram mici Știu Adică știi povestea cu frate lui Mihai Care era combinat cu sora celui mai bun prieten al meu sau au rocării din Sandrei cu rocării din Giurgeni. Nu, mă, da. La discotecă, la tasul, la bobo Bă, sunt, nu, dar trebuie să vină bobo să le povestească. ca să pe aici. A fiu? Zic că e aventură ce spui tu aici. E mare, mare, mare de tot. Am ieșit din subiectul ăla despre care vorbeam mai devreme. Trebuia să o mui, să muiem un pic, dar intrăm, intrăm apoi că era destul de serios. Era just ce spui, în sensul ăsta, că de punctat. Ai, ai, ai dreptate. Problema e că, întorcându-mă acolo, ajungi despui. spui, bă, și care e soluția? Pentru ce? Pentru ce militezi acum? Bă, da, okay, da, asta de e așa. să eu vezi că acum oamenii sunt părțiți. E ok oare acum în momentul ăsta să, să te duci să alegi o tabără? E vorba despre tab? Există? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. stai un pic. Stai așa. Pentru că aici e și o chestiune de diviziunea muncii. Eu ca cetățean, bucurându-mă de anumite drepturi, privilegii, dar și de obligații, Aha uh -huh. Așa? La un moment dat, dacă mă deranjează ceva, ar trebui să sesizez. Treaba mea ca cetățean e să sesizez, nu să vin cu soluții. Pentru că rolul omului care vine cu soluții e ăla care e pus acolo, Absolut, să găsească soluții. Acord, da. Pe tine, dacă te deranjează ceva, la las ferbinți, da, ca actor. Mie. Bă, tu nu vii cu soluție de regie, că nu ești regizor, mâncați-a sufletul tău. Ba da, mă rog, aici să zicem că e foarte aproape, oricum ne colaborăm, știi, e Da, știu, 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 dă, știu, e foarte aproape, dar, Adică tu înțelegi exact care e da, prot protocolul pe Nu e ta Nu intri peste, ta. Da, nu, nene, ne, dacă tu ai, Total ai, ai total încredere în băiatul ăla care e acolo și se uită la monitor el zice, Costi, ah, puțin mai. Și bă, ok. În combine, și după aia în vă uitați la dublă și zici și tu, bă, dar parcă nu-mi convine. Da, da, poate să există chestia asta. Și el o să zică, bine mă, gata, mai facem din nou. Eventual poți să zici ce nu-ți convine. Și el vine cu soluție ca să rezolve chestia care nu-ți convine. Dar el vine cu soluție că e regizor, nu tu mâncați așa. Exact așa e și aici, ca cetățeni, dacă ne deranjează ceva, băi, m-am săturat de argumentul ăsta. Păi bine mă, veniți voi cu soluții. Păi în da mă, sunt eu în parlament sau am eu poziție de decizie? sau înțeleg eu cum funcționează politica sau din ea, ca socială să vin cu soluții, eu știu cum mă deranjează punctual că până acum 2 ani factura la curent era în pizda măsii 50 de lei pe lună și acum mai a mai venit 2 brusc, consumând exact la fel. E atât de simplu. Da, de ce? Adevărat. Cum? Hai să rezolvăm. În Austria, când s-a scumpit și asta benzina... Să vină cu soluții, oricum mi se pare o glumă. Că tu chiar dacă ai venit cu o soluție, la un da. băi, am venit cu o soluție. Așa. La victorie, acolo. A, am. Băi! Am soluție, bă, la asta la cu curentul. E ok. E, e o Băi! Băi, Bucnici, s a mai că... zis, nu se poate. Da, bă, s-a <laughs> descurcat Bucnici, exact. adică, <laughs> bă, realitatea e că chiar că e un băiat, un inginer, spre exemplu, că nu mă bag acolo, dar n-am eu o soluție pentru asta. Dar uite, stai de vorbă cu un inginer și zice, bă, uite, ar fi o variantă asta, știi? Pentru că mă gândeam inclusiv eu la panourile astea electrice de ceva vreme. Mi se părea că e o chestie destul de scumpă, am realizat că de fapt nu e chiar așa de scumpă, că poți, în funcție de cât vrei să bagi, de fapt. Bă, asta fotovoltaice, zici. Da. Așa. Dar, Bă, exact cum spui tu, nu mă apuc eu să iau un panou și să-l bag în priză, nu știu, să leg două fire, știi? Chem un băiat care se ocupă cu treaba și ăla zice, bă, da, e rentabil, dar fii atent că pe iarnă nu-i chiar așa, ai putea și în fine, îți, îți, vorbește de o strategie în direcția asta, că tu ești pământ din, pe zona asta de... E, e, asta cum zice, e, fotovoltaice, da? Ești pământ, adică nu știi. Ideea e că tu poți să... Poți să ai un gând, cum spui tu. Bă, cred că e o idee bună. Și cam atât. Atât poți tu. Pentru implementarea e alt, altă Exact, trebuie. pentru că tu atât poți ai ideea. Bă, cred că ar funcționa. M-am auzit pe undeva că funcționează treaba asta. Și vine cineva care se ocupă și zice Bă, funcționează așa, 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 așa. Îți convine? E ok? Nu-ți convine? Știi? Asta spune, adică oamenii când spun Bă, vină tu cu soluții. Bă, sunt oameni care au venit cu soluții. Așa și a ținut cineva cont? Ți se pare că în afară de avem creștere economică și noi bun, aveam creștere economică. Ia vezi, mă. Ia vezi, în spate. A apărut ceva pe spate? No. Da, e creșterea economică în spate. A, trebuie să dăm cu crem, cu hidrocortizon. Știi? Pentru că nu simți că ai creștere economică. Adică, știi, asta, nu știi, e o strategie, e o chestie, un fel de... A, e glumă. Glumă, m-am prins. A, era să-mi facă, am zi. Știi? Problema la noi, și am tot discutat-o și cu colegii ăștia de pe la Happy Fish, și mi se pare că e o chestie care, cum să zic eu, se autoalimentează de la an la an, de la perioadă la perioadă, asta cu pandemia n-a ajutat absolut deloc, este încrederea da. din ce în ce mai mică în autorități mă, la noi. Da, da, Dar da. nu e ca și cum autoritățile ar ajuta în direcția asta, fie vorba între noi, e ca și cu biserica. Nu că ne ajută. Mi se pare că băi, știi că toată mă întrebam, mă, ăștia nu stau în aceeași clădire? Ăștia când merg din birou A și să duc spre ieșire, nu se întâlnești cu Dobre care în birou B? Știi, adică pe hol acolo și bă, tu ce ai de gând să spui, mă? Băi, eu am de gând să spun asta. Ah, ok, că era, eu era să spun exact contradictoriu. Mai bine, bine că mi-ai zis că acum măcar să zicem același lucru. Nu să ne sincronizăm just. poveștile. Să ne sincronizăm poveștile. Nu pentru că este just, nu pentru că este adevărat, nu pentru că este corect, nu pentru că nimic, dar pentru că un discurs uh, uh, și Coerent. Coerent și uh, care vine constant de la toată lumea, înseamnă un soi de stabilitate. Cel puțin la nivel mental, tu te uiți sus, nu, știi, nu vorbim dacă e bine, dacă e rău, vorbim că e același discurs. Bă, zici, ori știe ei ceva. Măcar pare că aveți un plan, mă Da, mâncăm. exact, pare că aveți un, care, ca un plan. Bă, da, în momentul în care unul vine și zice, stânga! Altul vine zice, nu, no, noi luăm dreapta direct, nici nu stăm la discuții. Tu zici, deci, bă, bă, unde mergem? Asta creează în privitor, în cetățean, senzația că, bă, e clar, bă, și ne cap. Deci capitanul zice stânga, colonelul zice dreapta, facem și noi ce putem. Când nu se uită, facem pa noastră. Adică ne descurcăm fiecare pentru el în Scapă cine poate. Asta e senzația. Ne-a divizat. Păi da, uite unde suntem. Și mi se pare că trebuie să ne... Nu știu cum face asta. Cum... Mi se pare că acum mai important e pentru mine cel puțin. Sau poate sunt eu acum deranjat de asta foarte tare. De împărțeala asta. Mi se pare că cel mai important e, bă, hai să lăsăm treaba asta cu conducerea, că e clar că uite unde suntem. Așa. Nu văd rezolvare. Nu văd. Noi. Dacă e cineva care se pricepe mai bine decât mine. Nu, bine. nici nu e. Stai liniște. Nu știu. Noi. Dar hai să avem grijă noi un pic aici. De noi. De când am devenit noi așa? De când ne bucurăm noi că am murit nu știu care? De când ne bucurăm că am murit ăla la. Băi, what? Bă, eu înțeleg că. Uite, îți dau un exemplu de glumă și de răspuns care pe mine mă scoate din minți. Pentru că denotă și foarte multă Malițiozitate, răutate de asta pură și gratuită. Um, și uh, superficialitate. Uh, glumele astea cu... Da, și Iliescu nu mai mare, Știi că mai mare vreunul de pe afară, pula, a murit prins. Ia uite bă, prins a dus, dar Iliescu tot... Uh, tot bă, zic, Înțeleg, mi-e departe de am fi simpatic eu în Iliescu, mie, personal. Uh -huh. Eu, înțeleg. ca cetățean, având niște anumite convingeri de da, 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 Nu cred că e singur, nu, nu e singur. -a e listit. foarte departe, dar am fi simpatic Ionilescu. <laughs> da, da, Ion da, da. Da, da, da. Bă, dar cât veni să ai tu să te gândești în pula mea la moartea lui Ion Iliescu, să i învoci. Băi, a intrat în folclorul glumelor ăsta la da, prima mână. Dacă e supărat. Pentru că știi că e problema? De multe ori mă, eu mă liniștesc. Că știi cum e? Eu, eu am, eu am convingerea asta că bă, trebuie să avem răbdare cu unii cu alții. Deci trebuie să avem răbdare noi între noi aici, pentru că dacă avem răbdare, știi, dacă nu ne înfigem, nu sărim la gâtul colegului, la gâtul prietenului, la gâtul omului din trafic, în fine, și stăm un pic și luăm în considerare în momentul respectiv. Spui, bă, ăsta mi se pare că e prost astăzi. Da, adevărul e că și eu marți, pe la patru, am fost și eu prost. Știi? Lasă-mă -mi pe mine să fiu marți prost, ai tu un pic de răbdare și, am, eu și eu, am și eu răbdare cu tine, joi, când e rândul tău, fără să vrei, știi? Adică, spun, uh, spun asta în ideea în care realizez acum, ca să nu mă enervez, îmi dau seama că oamenii sunt supărați. Dacă oamenii sunt supărați, știi? E clar că, știi că e vorba cu la, la supărare, spui tot felul de prostii. Băi, e oh, adevărată. De aici fiți, vine din asta. Din supărare, din faptul că ești indignat din faptul că, nu mai știu, era un comentariu la un moment dat și spunea un om, o chestie care mi s-a părut extrem de tristă, că la ce se întâmplă acum sunt șanse minime să se mai împlinească visul lui de o viață normală în România sau chestie asta. Bă, parapanta sau nu? Nu, nu mă, dar... nu știu. Bă, visul de viață normală, o chestie de genul ăsta, știi? Și de asta că, bă, și așa ești deprimat, citești comentariul ăsta și îți dai seama că mă are dreptate cumva, știi? Are și, are și n are dreptate, că asta e tragedie. De ce n are dreptate? Pentru că acum, la nivel filozofic. Pentru că ar trebui să se bucure de, de puțin. Sau de ce n are dreptate? Bă, ar omul... să mulțumească nu, cu ce Nu, nu, nu. Asta cu mulțumitul cu puțin. Omul prin esența lui aspirațional, băs. bă. Da, ok. Dar asta știi că e un mijloc aici, că tu vrei luna de pe cer, dar până la urmă știi cum e. Dacă am lumină în casă, e ok, e în regulă. E ok. Stai, adică... Pe Azi de altă parte, capcana bucuratului cu puține și autosuficiență. Pe o capcană. Băi, orice are un revers al medalii. Mm -hmm. Și asta cu să te bucuri cu puțin o chestie pe care oamenii, ca să ajungă de la eu ea... Nu am că argument, că ai zis tu, bă, dar de, eu am zis de ce n-are de plată omul Păi nu, stai să-mi duc raționamentul până la capăt. Nu că... vreau. <laughs> Aștept, bă, <nu, nici> <laughs> Da, da, pe zis acolo. Zis. Stai așa un pic. Stai cu mine, da. stai așa. <clears> asta cu... Mulțumitul cu puțin e o chestie pe care oamenii ca să ajungă la ea și o exersează. Aia cu vrutul mai mult e o chestie pe care o au natural și e viscerală. Pe aia nu exersezi. Ambiția nu exersezi. Ambiția o ai sau nu, sau nu ai. Dar asta cu mulțumitul cu puțin e o chestie pe care o exersezi. Repet. Că mi-am că pe... Așa. Pe alea și nu se face. Mă, tu ai telefon de la ROG? Da, mă. Tu știi că Rog e sponsor oficial al podcastului, aproximativ discuții? Bravo, foarte tare, mișto Uite, costidit are telefon de la Rog. Da. Arată ochiul de la Rog. Ca să fie. Nu e că avem voie, ochiul de la Rog avem voie. Ca să fie clar. Acum dacă sunt mulțumit. <laughs> că e o discuție aici. <coughs> Spune, iartă-mă că te am întrerupt cu... Așa, vorbim și de telefon la Android. Că e <coughs> da, o discuție. Da, da, da. E o mare discuție. Uh, deci, revenind, să te mulțumești cu puțin trebuie să exersezi chestia asta și să faci tu exerciții okay, mentale corect, ca să te corect, așa e, da. mulțumești așa cu puțin te... și ca să vrei mai mult o chestie viscerală. E mult mai aproape de mațe, de interior, de suflet omului să vrea mai mult corect, să fie aspirațional absurd, decât da. să mulțumească cu puțin. Da, aia zic că funcționează și nu funcționează logica aia, cu care trebuie să te mulțumești cu puțin. Bă, n-ar trebui, că omul nu-i făcut el ca design să mulțumească cu puțin. Ok, da. El just. e făcut să fie aspirațional. Că altfel nu ai evoluat. Rămâneam probabil pe undeva pe la -a -a instrumente da, de faci, Silex. Și... Bă, vreau asta și până mă vreau asta <coughs> și până mă vreau mai mult și se poate și mai mult. Corect, e, a, așa evoluează treaba. Luăm exemplu concret al tău aici de față punctual, că ești în podcast. Dacă nu voi mai mult, crezi că ajungei să cristalizeze atât de bine personajul ăsta, Gianni? Nu, absolut. Nu, nu, corect. Ai vrut mai mult de la personajul ăsta. Total de acord, nu, nu te-am contrazis. De ce am să Ia să ne întoarcem, stai așa. Să da, stai 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 ne întoarcem la primul sezon de la Las Fierbinți. Te rog, hai să E o întoarcem. foarte mare diferență între Gianni de atunci și ăsta de acum. Absolut, da, total. Da, 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 da. Și, și a crescut. Mie îmi place, băi, ce îmi place mie la Las Fierbinți, pe lângă faptul că e cel mai constant produs, calitativ cel puțin. E Bă, a fost trend că ați da, scris încercăm. tu, că ați scris Bob episoade că ați regizat între voi că știi că știu tot folclorul intern mă rog lucrând unde am lucrat împreună cumva știam cam ce face fiecare așa Băi, foarte constant. A fost, bă, tren a fost, tunel a fost produs. Dar e greu asta. să fii constant. Știu ce spui. E foarte E greu. un efort ăsta. Să încerci să livrezi acolo, evident că toată iese, evident că toată nu iese. Ai, știi, că toată pleci de la filmare și zici, bă, ce zi, bă, frate, cât am râs. E bine ce se întâmplă. Și câteodată pleci și zici bă, de ce am venit eu azi? Dar ce, ce azi? mi se pare și mai tare este că v-ați construit un folclor propriu pe care acum ați început să-l parodiați. Voi nu știu dacă vă dați seama. Voi ați început să parodiați inclusiv folclorul ăla propriu pe care l-ați creat voi. În primele 5-6 sezoane. Mi se pare extraordinar. Se poate, se poate. Am văzut niște episoade recente așa în care efectiv inclusiv voi luați la mișto propriile man manierisme. Dar nu știu dacă o faceți voluntar sau nu, ci pur și simplu din cauza evoluției ăsta de care se zic poate, eu. Da, se poate. Se poate. Adică știam, nu vede un exemplu. Să dau seama. Trebuia, ar trebui, da, trebuia să vin cu un exemplu foarte, cred că la Vâncic am văzut când efectiv își lua la mișto manierismele personajului lui inclusiv da, eu da, să da, da. întrebam. bă celec totuși care-i treaba cu mine? de ce ești eu, bă ești nebun bă ești prost, bă de ce ești eu prost bă tot timpul da, 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 da. și mișto fix asta e și mișto asta Sunt adică realizări așa da. Asta zic mie, da, mi-a plăcut Supernatural ăla e un serial foarte bun, Supernatural că fix asta face și făcea și Supernatural <cătă> Sunt foarte curios câte sezoane o să, mai, o nu să știu, mai doresc Nu știu, îmi doresc să fie cât mai mult evident Bă, da, a fost că... vreodată vreo diferență ai simțit vreo secvență vreodată din Las Firminți că e într-un fel pe set și după ai văzut-o în episod și era altfel dec decât da. da, absolut și te-ai a, tu zici în sensul prost, adică... Ci, au fost și, și, hai și, să luăm și așa, și, da, da, da. și. Au fost și momente în care am zis, bă, asta e, mă, asta e, fii atent cum facem aici, mă duc mult și mă duc în nebuneală maximă și bă, mă vezi și ești nemulțumit. Au fost și momentele astea și sunt și celelalte unde zici, bă, nu mă, nu fac, bă, te cerți, dar e fain că te cerți pentru că așa merge treaba, știi? Adică e ok, e un motor ăsta. Faptul că regizorul vine cu un argument, eu vin cu un argument și ne certăm în ideea în care noi ne dorim același lucru, de fapt, să iasă foarte bine. Și te cerți, faci cum, cum spune regizorul și la final zici, bă, da, aia trebuie să tac din gură câteodată, știi? Da. Da, nu trebuie să vin eu cu soluții. Da. E ok, că toată ajută, că toată vine de acolo, știi? Bă, veniți voi cu ceva. Și vine Bobo, apar eu, ne gândim, uite și ieri exact aceeași situație în care stai și zici Bă, mai trebuie ceva aici, mai trebuie un țină carne, ceva, mai trebuie un pic dezvoltată situația Și lai like, pe uh, Mișu, Bobo și începem chestie Și se naște o treabă Și e fain că îți dai seama că e, îți dai seama că e bine când oamenii din spatele uh, camerelor râd Deci asta? e primul semn pentru mine Dacă oamenii se distrează, deja sunt Ok, e bun, suntem pe drumul cel bun, știi? Dar sunt și și Adică și momente unde eu mă gândesc de acasă, îl fac așa. Știi? Mă duc pe aici. Mă duc până aici și asta reduc și aici, știi, deja îl setez de acasă. A doua zi mă duc setat, cum ar veni, gata, așa fac, pac, 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 pac. Și ești convins că varianta ta e cea mai bună, cum sunt actorii convinși în general, pentru că actorii sunt o specie suntem o specie noi. Trebuie deci să acceptăm și câteodată plecăm din școală cu, cu concepția asta greșită că noi putem să facem tot. Știi cum? M-am scos. Știi că există expresii la noi cu, bă, am uitat piesa aia de m-am scos. Știi cum ar veni? Piesa a fost proastă, dar proastă actorul s-a scos el cumva. Și eu nu cred că există asta, știi? Nu. nu există. Adică există, bă, piesa a fost bună și tu ai fost superb. Da, tu ai fost peste aici, pentru că piesa, plafonul ăsta, baza era bună și te-ai văzut și mai bine. Într-o piesă proastă, te-ai scos ăsta, nu știu cum funcționează, de că toată lumea a zis, bă, gurizitoare piesa, bă, dar mi-a plăcut de George, sunt bab Ma... Niciodată n-am auzit. niciodată. Niciodată. niciodată asta, eu m-am scos, frate. Am știut eu cum. și cum ai auzit de o piesă Bă, piesa e un căcat. Da, ăla? Bă, dar premierul ăla de la, de la tobelea, premierul ăla, bă, când lovea, bă, bă trecea pe exact, da. Extraordinar. Băi, deci toată trupa era pe lângă, dar vocalistul sunt mi pap -ceale. Bă, bă, în lumea lui, nu contează. m a plăcut maxim. A, da. Și albumul? Nu, îți dai seama că nu-l iau. Cum să-l iau? Păi nu da. zici că ți-a plăcut? N-am auzit în viața Păi și recomanzi? Nu recomand nimic, dar <laughs> da, vocalul, da, da. da vocalul, că vocalul... asta e și mai mă... <laughs> tare. A, întâia. Deci, Aoleu. nu mai știu, că uite, vezi, am sărit în altceva. Nu vorbeam despre asta. Nu vorbeam da, despre asta. Am pornit de la asta, că există dacă au fost momente în care uh, am făcut ceva, am crezut că o să fie bine și a ieșit exact uh, invers. Da, au fost și au fost o bună. Măcar, nu știu dacă tu ai chestia asta, o bună, pentru de vreme eu nu mă uitam. Eu nu mă uit niciodată la chestiile pe care le fac pe TV. Eu mă uit, mai nu mă uit. Și mi-am dat seama că bă, e ok, sunt în confort, știi. Dar a fost o bună bucată de vreme unde eram. Nu, la mine a pornit de acasă. Eu știi de ce mă uit, de fapt? Pentru că am auzit că uh, Harrison Ford nu s-a uitat la niciun film pe care l-a făcut. Și am zis atunci eu vreau să fac altfel, pentru că vreau să fiu cu Harrison Ford. <laughs> nu, no, glumesc, că nu e asta, că nu e asta, nu știu ce mi-a venit în perioada asta, dar am zis să o zic, că dacă era înăuntru... Da, da, e și fraier Harrison Ford, că <laughs> a pierdut niște filme grozave, boss, Blade Runner, alea, da, mă, Indiana vene, Jones, zic, Star Wars, ăsta. nu mai zic, <laughs> da. adică le-a pierdut. Bună, că nu a citit niciodată nicio cronică, știi? Nici ba, asta e bună. Și mi s-a părut just, că bună. e, riscant, că s-ar putea să ții în lumea ta, <laughs> știi? Da. Dar în același timp, uh, uite cum e azi. Unul face ceva, nouă zic, mm, slab, mi-am pierdut 5 minute din viață. Să faci cancer! Știi, adică oamenii sunt atât de mult, știi, doar pentru mm -mm. că au văzut un lucru făcut. Acum, evident, poți să dai skip, evident, poți să sari mai departe, nu trebuie să-l omor pe ăla că a venit cu o idee bună, rea, nu contează, oare, Face ceva, știi? Dar oamenii sunt foarte... Internetul ăsta a creat în noi această iluzie cum că... Dacă apare ceva pe ecran apare pentru mine ca eu să spun dacă asta merge înainte sau să oprește momentul ăsta. Nu, nu e așa. E, tocmai că e foarte mult conținut și tu ar trebui să zici, bă, nah, nu e zona mea. Ok, asta da, e ok. Rămâne la băiatul ăsta. Aici, Alex, știi? Tu mă oprești, mă, tu să mă oprești când vezi. Eu te opresc, da, nu, te duci, nu, nu, nu du-te, lasă, că e fani. Ca nebunul. E fani, nu, 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 te las, las, facem catul după Bă, ia, gata, mă. Facem cum am pățit-o recent, așa, cu o publicație de mare succes. Am făcut podcast cu Buhnici și a, a povestit și acum și a fumat un cuip în Amsterdam. Să nu pun nu mai știu pe unde. Și a apărut articol, George le recunoaște că se drogează. Păi, uh, corect. Ca asta a făcut. Adică, observație justă. 10 puncte. Hai de capul meu, o să-ți povestesc de ideea mea de site, te te în gâții, mă, O să devină nu foarte agresiv, agresiv bo? Poftim? Nu e agresiv din start. E așa? foarte agresiv. Bă, asta, de ce e așa? Celor, gândesc înainte. Se, se pare puțin dacă zici, informează-te. Nu, 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 informați te nu nu nu, 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 eu gândesc. Așa o, o să fie în 30 de băi, ani. Ai putea să zici, băi, dacă vreți să vă informați. Da. da. Atunci zici, informați-vă! Da, ce informați E un pic mult, știi? Păi da, dar e fix trendul. A, da, mai e doar o chestiune de timp până când o să ajung acolo. De nu fiu eu primul? Aici, citește asta. Da, da, da. Da, Aveți okay. două minute să vorbiți despre informație? Nu, Dar, nu, da, nu, nu există Dacă piciorul nu știi, intri peste om, zici, informații, bă. Aveți bă două da, minute. Apropo de informații, de fake news Și de chestii de astea și articole care scot din context Au fost chestii care s-au scris Despre tine și te-au deranjat? Da În Multe. ultima vreme? În ultima vreme nu Dar în ultima vreme sunt destul de Ești foarte low profile de vreo 4-5 8. ani Da, sunt, sunt, adevărat te-ai dus spre viața de familie, ceea ce mi se pare perfect da, normal. Da, adevărat, da. Băi, am lipsit de acolo multă vreme. Chiar am lipsit, să-mi bab am niște, niște realizări și, și la un moment dat, tipul în timpul podcastului s-a plecat după dopul ăla să-l ridice de pe jos. De ce? Ce-o fi cu el? Ce-o fi în capul lui? În fine. Sunt uh... interese mari la mijloc, mafia <laughs> da, dopurilor, da, 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 masoneria dopurilor l-a pus. E așa cum spui, adică m-am întors un pic la mei, pentru că mi-a lăsat că în acest, pe acest parcurs unde s-au fost spectacole, filmări, repetiții pentru spectacole, filmări. tot felul, am pierdut legătura cu copila și mei. Și mi-am că eu, de fapt, țin la gagii ăștia mult, știi? Dar fără să vrei, cum se întâmplă la toată lumea, insep, fără să simți. Dar ajunge la micul să bată cu ochii la școală fără motiv. Da, încep să zici, bă, ok, stai puțin, ce trebuie să fac eu? Trebuie să stai cu copiii tăi un pic. O să întâmple lucruri minunate numai pentru că stai cu ei. Bă, numai pentru că stai cu ei? că adică n-am făcut, n-am construit orașe. Nu, am stat cu ei mai mult timp și am vorbit. Și am aflat și eu cum e Fimiu, și cum vede lumea, <laughs> știi? Și m-a surprins, plăcut, știi? Și atunci, evident, am dispărut un pic. Și tot spun de vreo patru ani, cum zici tu, bă, gata, hai că mă întorc, hai că pe bune, hai să... Te întorci unde? Eu, eu senzație, spre exemplu, eu aș vrea să postez constant, spre exemplu. E o chestie, e o temă asta. Mi se pare că e ok să întreții legătura asta cu oamenii care se uită, mi se pare fer mi se pare fain. Și cu toate astea, șase luni mai târziu zic, băi, ești nebun, au trecut șase n-am nimic, mă, știi? Am asta. Trecând de... Uh... Dar de ce vorbeam despre asta? Uh, pentru că te-am întrebat eu care a fost cea mai deranjantă chestie care a fost scrisă ah, okay, despre tine. Uh, cea mai deranjantă a fost aia când am murit, dar a fost acum câțiva ani. A ajuns și la mine. Da. Aia a fost. ce am întrebat pe Bobo și nu. Tocmai am vorbit cu el. Eu am râs prima dată. Era eu n-am râs, eu eram zic, eu, uite bă, ghetul Costi. tu știi baboiași despre ce-i vorba? Tu ai, tu ai zis că, tu ai crezut că a murit? Bă, eu eram plom. Întreabă-l pe Bobo, zic, bă, ghetul Costi, ce pula mea, că am vorbit cu el la dinamor Da. Ok, și am închis Bobo a că a murit. Cine? Bobo. Eram pe veciu, știi, momentul ăla când ești pe veciu, sună telefonul și nu știi dacă să răspunzi că ți-e teamă cândva că dacă o să vorbești sau de cu de la baie și ăla care vorbește cu tine să întreabă, mă, nu, tu nu cumva ești la baie? Mie da, nu, mie îmi place ala... că eu bag, eu bag <gântuia> rever pe, pe voce aici, tocmai ca eu să am, pară am că ezitarea stai... aia cu, bă, adică nu vreau să-i... Adică nu vreau să te... Adică nu vreau să te vezi <gântuia> imaginea asta cu mine aici în momentul ăsta adică și nu Tu te uita la Seinfeld? Da, mă, uite la Seinfeld, normal. Mai ținut episoadele alea în care Uh, rencuiau ăștia importanța telefonului? Nu, nu mai știu. Nu. Că telefonul pe care îl dai din închisoare cuiva e cel mai important telefon pentru că e singurul telefon da, pe corect. care poți să-l dai și el e cel mai important? Și dacă vrei să-și ceri scuze să nu fii refuzat, trebuie să intri la închisoare ca să dai telefon din închisoare, singurul telefon pe care ai voie să-l dai ca să-și cer scuze să fie cu adevărat importante scuzele alea? Corect. <laughs> dar nu, nu, știu episod, dar e... e, e ăsta păi e ultimul, ăsta e ultimul episod. Nu mai știu. Așa să închid ăsta e chiar ultimul, 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 sezonul nou, ultimul episod. E finalul ăla de la Seinfeld care n-a plăcut oamenilor atunci, știu, știu. dar acum mi se pare senzațional. Am revăzut tot Seinfeld. Păi n-a plăcut era. pentru că, evident, nimeni nu vrea să se oprească. Dar mă întorc la ce spuneam. Stau pe wc Evident răspund că e bobo și suntem, na, în urmă. Așa. Înțelegem, înțelegem noi despre noi că facem chestia asta și ok. Și el îmi spune mie Bă, tu știi că ai murit? Ca și context e ciudățel un pic. Eu m-am ridicat din pat, am băut cafea aia care a strănit chestia asta din mine, Așa. Știi, unde trebuia să dau afară chiriașii. Mă duc la baie, ce procedura de evacuare și sună telefonul și mă anunță Bobo, prietenul meu, fratele meu, mă anunță și zice, bă, vezi că ai murit. E șocant, eu am râs. Am râs până Și în secundă mă sună Raluca și îmi spune, băi, știi că ai murit? Că mi-au zis studenții la școală. Nu zic, ok. nu s-a părut amuzant și a doua ori, Până când cineva mi-a zis, da, da, ai avut noroc că părinții tăi stau aproape, bro. Și zic, aolo, la asta nu m-am gândit. Că într-adevăr, dacă nu te aproape și eu nu știam, că eu n-am aflat când a apărut chestia aia și mai că știi cum e, vede știrea asta, e un pic nașpa. Și nu mi-a plăcut după Dar mai intrat pe TV pe asta atunci? Nu, nu a intrat pe TV. Nu, a mai murit cineva în perioadă. Cine mai murit? De apărut la televizor, protv din greșeală a dat o știre cum că a murit uh, eram al doilea, am fost al doilea sau al treilea în anul ăla, nu și a fost. Așa, uh, moarte de asta falsă? Da, dar din greșeală, nu știu ce anunț au dat uh, Râlea. Așa, Maria a, râlea. A, a apărut la televizor și a doua zi o chestie asta și da, sunt viu, o chestie asta, un soi de știre greșită, preluată tot așa de la o sursă de asta, știi? Aia nu mi-a plăcut. Dar știi că ăla a fost un curent de ăsta pe internet, de afară Asta cu... cu fake deaths. Așa, nu cu se morți false. pe care ăștia, bă, cum e jurnalismul? Bă, sunt momente să-mi bag pula. Sunt momente în televiziunea românească în care zici că ăștia au absolvit toți la școala lui Andy Dick, lui Tom Green, nu știu dacă mai ții minte. Zici că au făcut uh, jurnalismul cu Jacket, să-mi păi Deci de exact tipul ăla. Pentru că ăsta e genul de act jurnalistic da, care -a fix fost, de acolo ești... vine. Deci, nu avea nicio sursă. Ce, ceea ce era motiv de memă afară și de râs, devenise o, un fel de tight pot challenge de asta. O modă pe internet. Mm -hmm. Ăștia au luat-o de bună și au făcut o știre. Băi, ți zis, nu era, nu, era ceva, nu era ceva sursă, adică dacă verificai păi, da, 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 da. sursa, era total că a fost gross. preluată de niște publicații serioase. Se poate. Care în... citau sursa, dar o citau ca fiind bună. Da. Stai să stai, stai, că ții minte. Asta era chestia. Că eu cum am exerciții asta. plăcut cum a murit? Că era cu detalii. Deci, deci cum a fost ai murit? Mine, acolo. Deci, nu în cameră. Au zis că eram întins pe patul de spital, cu familia lângă. Bă, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Adică, o văd, așa, știi? Adică, ăla care a făcut știrea cumva n-a fost uh, lache. știi? A pus suflet, exact. a, da, a pus. Adică, omul stătea pe patul de spital, ținea soția de mână, copiii erau lângă și el a zis, vă iubesc. Și a murit. Bă, Mic drop. Ești nebun? <răză> Ce au început viorile. Nu, 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 Și a distrat o națiune. Mm -mm. Bă, frumos, mi-a plăcut. Da, am brățit și am mai <răză> da, 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 <răză> dacă spunea că sunt pe scări și a rupt gâtul ca un prost, era iure. Știi? Pe când așa, da, frate. Ok. Pentru, voi, pentru cine am muncit, asta era, intra ușor melodia, pentru cine am muncit toată viața mea. Pentru copii <laughs> și nevastă. <laughs> Bă, hai să ne întoarcem la perioada de te dinainte luăm. de... Hai să ne întoarcem. Dinainte de ce? De da? la okay. că tu, acum, ca să zic așa, te-ai scos în niște filme. M-am scos, da. Te-ai scos în niște filme care... băi, au cam rămas așa, adică... Ai fost și în Polițist Adjectiv. Si, senior, am fost. Ăla e un film care pe mine m-a distrat foarte tare. Știu în că pe foarte adjectiv. mult... Știi nu că... N-ai fost un polițist adjectiv? Ține o minte greșit? Nu, 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 trebuia să fiu un polițist adjectiv și n-am fost. Trebuia să fiu. În rest, uite ce ai fost. Bagi, bagi căutarea, nu? Bagă căutare. Îți deci seama ce memorie de elefant am dacă... <coughs> ți un încat Gianni creierul, bossul meu? <coughs> Cred că am... Da, ai mă, fost, mă, un polițist și că te ții mă, minte. Nu știu, dar e ceva extrem de... E ceva, nu știu, am tușit. Sau nu, mai, nu mai știu ce am făcut acolo. Ai fost, ai deschis două uși. Asta, ceva de genul. Ai, ai dus vreo două cafele în polițist da, mă, nu știu ce am făcut. De bune. Deci de asta, că e clar. Bă, omul a jucat în film. Deci nu mai ține. Probabil era undeva înfundat. Bă, și ăla și un film foarte bun. <coughs> polițist așa E foarte da. bun. Știu că e discuție foarte lungă și s-au enervat ăștia că e filmat prin Vaslui și prin astea. Mie mi-a plăcut mult filmul deci l-am văzut -a la cinema. Filmat în vaslui. De ce? Ăsta a fost nu știu, unul. Da. N-am înțeles de ce ăsta e unul din contraargumentele împotriva filmului ăla. Că a fost filmat în Vaslui. Că a fost filmat în Vaslui. Bă, literalmente cineva mi-a zis, ai văzut, bă, polițist adjectiv și cine film. Da. Bă, n-am putut să mă uim. Deci, e filmat în Vaslui. Mamă, mamă. Păi, bă, nu te uiți la filme, nu-ți pra... Îmi Păi și cu asta ce? Păi dacă e filmat în vasul lui? Păi dacă venea Tarantino și filma în vasul te uitai? Mă uita. Nu înțeleg de ce. Nu n-am, înțeles, să-ți dai E filmat în vasul lui. E înțeleg. filmat nu? în vasul lui? Păi că pur un băie de acolo e. Corect, pe asta spun, îl ajută pe om. Știi, e mult mai simplu că vorba aia. E, ești pe zona ta, acasă. Pune-mă pe mine să fac film la Țăndărei. Mamă, mamă, mamă. Nu e ușor? Pe la Giurgent. știu exact locații. Păi asta spun. E Citești ce n-a văzut locația cu ochii minții, da. ce ai. cei. Uh, și restul e tăcere, ai fost. Băi, mă tu pe mine. Te omor, dar ai fost. Am fost, probabil că am Știu fost. La fel, mă. Și benda Eu... a fost, nici nu-l mai ține minte lume. Restul e tăcere. Da, am fost, am fost. Da, corect. Ai fost un restul e da. tăcere, termină cu prostire. Am fost, mă. Problema e că. Că Lido am a fost Niculescu cu vizante, asta e altă poveste. Da. Eu, știi ce am fost? Am fost pictor, mi-am amintit. Da. Acum. Pictor. Tu deci, știi că la. E... Din, din, punctul meu de vedere, era cel mai frumos film românesc făcut vreodată? Bă, e fain, e fain. Frumos, frumos. E... Nu cel mai bun, cel mai frumos. Știu ce spui. E, e în altă zonă. Știi, e un pic mai... Mai... Uh... mi se pare un pic mai curajos. Mă rog. Dar acum mi se pare că oricum fie. parcă, parcă cică, parcă am ieșit din sufragerii și din bucătării cu ciorbă. Deci, e ok. Am mai văzut niște filme românești, noi n am sunt întors un pic, nu. e minimalismul ăsta care, eu nu sunt mega fan, n-am fost niciodată, pentru că... Vrei să zic o chestie? Hai să spun o discuție mm. pe care am avut-o cu Andrei Con și mi s-a făcut rușine. Eram colegul meu cu Planete și la festival de film la Anonim. Mm -hmm. Și eram la masă cu Andrei Con și cu Postelnicu, cu Iulian. Da. Andrei Con e regizorul filmului Arest, care mie, de fapt, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult datorită lui Iulian. Care face mega rol acolo. Ai văzut arest? Nu. Trebuie neavarat. E cu Postelnicu și cu Papadopol. Și Postelnicu e. Totul a. se întâmplă într-o celulă de închisoare, în vremea comunismului. Și Postelnicu e ăla care îl chinuie pe intelectual, că să. Bagabuntul care îl chinuie pe intelectual. Ba, a făcut Postelnicu un rol. Ok, ok, sună bine. Senzație! Oricum postel cu un mega talentat. Dar acolo s-a depășit inclusiv pe el. Că-l mai văd să și într-un etaj mai jos, alt film în care ai jucat și nu mai ții minte. Da, 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 da știu, 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 știu. știu, știu. La Radu relativ minte. Era, era, era la timp recent. A, așa. Da, pe bune, adică eu doar am șters ce era cu 10 ani sau 5 <laughs> Cam dar așa. Șters, are. frate, n-am -am ce să fac. E, are legătură, cred cu informația băgată constant în Creier. Cred că știi, creierul funcționează, cum e paharul cu apă, ăsta e fenomenul. pe pola în care a jucat amândoi, mai ții minte? Nu! l a făcut de Jesus? Ba da. Uh, cum îi zicea? S-a furat mireasa? S-a furat mireasa, da. Eu eram bodyguardul lui Răzvan Vasilescu. Avem și scenă împreună. Da, l am avut eu cu probleme, eram cu piciorul ăla. Bă, era, atunci, era foarte nasol că... Aveam o dublură pentru că nu puteam să merg. În ah, fine, amintiri. Dublură din spate. Că din față era tu. față eram eu, da. S-a filmat cu dublură dispozitivă. Am da, avut niște aventuri acolo. Și eu am avut dublură. La la. Pentru că trebuia să săr cât era... Deci eu eram aproape dublu atunci, nu știu dacă mai ții. Și trebuia să sări niște garduri. Da, da, da. Pe și eu la, deci la gard am avut dublură. Și eu am avut dublură. Deci era un cascador săracul. L-au o... la îmbrăcat. Au... M-au băgat la vată în costumul la sărac cascador. Și a fost și foarte comic, pentru că era în afara camerei o trambulină, pe, ăla fugea, sărea pe trambulină și era foarte agil. Și au văzut ăștia de la mine, de la Țăndărei, filmul. Și după aceea că m-am întors, a doua săptămână s-a dat într-un weekend și al doilea weekend m-am întors și eu la Țăndărei. Și erau ăștia, nu știam că e sportiv și o să peste gardurile alea, zi ce aveți, mă? Aveam dubluri, am avut cascador. Și eu. Și eu pentru că ești probleme de sănătate. Pam, pam. Ei, ce am mai vorbit eu cu Cristi Puiu este cumva. Și asta e o temă pe care, pe care vreau să discut cu tine. Uh, stigmatul unui rol care efectiv îți definește toată cariera. Vrei, nu vrei, dar acum tot restul vieții o să fii Gianni. Da, ok. Ai îmbrățișat mai muța, ai înțeles, am vorbit despre asta, e total asumat, e ok. Da. Bă, dar de la un punct încolo, N-ai vrut să faci proiecte serioase și să a una chestia asta? Ba, am vrut să fac proiecte serioase. Dacă să faci proiecte serioase, trebuie să vrea cineva să facă proiecte serioase cu tine. E simplu. Păi asta zic. Da, asta bără, e... Da, eu... Ce pot să fac eu? Să ce să fac? Să, să spun, voi știi că am și o latură dramatică, ar trebui să ai încredere. Cred că cea mai simplă variantă este. Ai fac văzut eu Fox Catcher? nu. Ăla cu Steve Carell? Eu știu, știu filmul, dar nu l-am. Știi povestea. Da. Băi, Steve Carell acolo e senzațional. Asta e ideea. Tu vrei, eu cred că pot. Acum, uh, probabil o să fac. Bănuiesc că la un moment dat o să se întâmple și treaba asta, că deja sunt uh, păi și atunci uh, oferte nu... în sensul ăsta. Doar că dacă lucrezi la ceva care domină tot anul, e complicat asta, mai ales că am și blondul ăsta superb în cap. E complicat să faci trecerea, știi cum e, luni, marți, fierbinți și după aia să. Filmez profesor, de profesor de geografie cu disfuncție de geografie. asta. Sunt regizori care sunt ok cu treaba asta Dar sunt regizori care zic Nu, să vede, Eu vreau naturalismul ăsta Vreau să fie natural, să nu Eu simt că e acolo Adică n-ai cum să ascunzi asta Știi? Adică poți să o ascunzi, dar e complicat dar În fine. Păi și atunci nu intervine problema De care spuneai mai devreme care Sindromul fă? profesorului de geografie cu disfuncție rectile. Tu ai descris situația Nu Da. te-am citat ce adică nu, nu se ți se pare că o să fie un efort suprauman să te duci într-o zonă de asta dramatică și pe realism? Bă, nu, nu mi se pare. Știi de ce? Pentru că chiar am senzația despre mine că sunt talentat. Și atunci, e <laughs> de simplu, știi? Adică n-am am făcut atât de multe chestii în viața asta fără să mă adaptez, fără... Încât am ajuns la punctul la în care am tras o linie și am zis, bă, dacă ai trecut tu prin chestia asta și ai reușit să te adaptezi, asta că tot e posibil. N-am avut... Chiar dacă a fost complicat, chiar dacă a fost greu. Bă, am reușit să ies la capăt. Eu, spre exemplu, nu te vedeam în show de televiziune. Bă, mie mi se pare... E altă chestie, altă mâncare. E altă de chestie, cu tot o da. altă chestie, Da, aia zic. Mi se pare drăguță și chestia asta. Eu Am făcut... <coughs> vezi, am încercat... E foarte multe. drăguță, dar e foarte greu să o faci cu Andy Moisescu, care în materie de produs de televiziune este a juggernaut. Este... De Toți ochii sunt pe el. Zici tu? Pentru că el... Mie mi se pare că creează o platformă foarte bună, Andy, pentru că face asta de foarte mult timp și e suficient de... Știi, cunoaște atât de bine zona, cât e suficient de inteligent să, să facă loc. E cel mai loc bun jucător lui. de echipă. Asta. Nu despre chimia din spatele camerei vorbim aici, ci despre cum e perceput. Că și Andy Moisescu, dacă vine să joacă ce, nu știu ce rol până la sfierbinți, oricum toată lumea tot la tine se uită. Dacă tu ai secvență în Las Fierbinți cu Andi Moisescu, da. 80% din oamenii care o să uită la secvența te văd pe tine. Ba, ba, Dacă tu într-o emisiune de TV ești lângă Andi Moisescu, 80% din oamenii care se uită la emisiunea aia TV o să uită la Andi Moisescu pentru că el e regele paradigmei Eu nu sunt de acord cu ce spui acum. Uu. Ah, ok. Eu zic nu de percepție vizuală. Adică... Bă, dar... Poate ai dreptate, poate nu, eu nu cred. Eu zic asta. cum cred simt că... eu acum, poate sunt întâmpit Eu, eu te-am întrebat. Da, da, nu, e ok. N Am, n -am, o Am până. pus întrebări. spui. înțeleg. Dar nu cred că e așa, nu cred că funcționează. Eu cred că oamenii pur și simplu se uită la echipă, la ansamblu. Dacă funcționează bine, e în regulă. Cred că nu, nu apare. Funcționează problemat. bine, mă, că sunt și tipologii diferite. Asta, asta e foarte funcționează mișto În de ce cred tu că. Uh, eu cred că dacă spune o Bobo, cum o să fie, disară, o să vezi. E. Uh, Spune, Bobo, o, o poveste, o, o, demență. E clar că rămâne demența aia din emisiunea aia și emisiunea lui Bobo, în secunda aia. Păi mine e emisiunea lui Andy, pentru că vine el cu ceva. Răspăi mine emisiunea mea și tot așa. Nu, se, sau să poate să ai dreptate? Cine știe? Nu zic. nu zic. Nu zic, nu. Nu zic. Nu, eu altceva spuneam. Cumva pentru că Andy este exact cum șamă jagărnat și atrage toate privile în paradigma aia de produs de televiziune, mi se pare că atenția e foarte corect distribuită către toate personajele așa, adică fiecare personaj acolo. Eu cred că ți-am spus, cred că funcționează așa, știi ce care e avantajul în, 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 în contextul ăsta? Acolo când filmam, când echipa e bună, ai, poți să te lași un pic pe scaun în spate, când nu e ziua ta, știi? E ok, știi că e Bob acolo, mai ziceam Andy ceva și la un moment dat o să intri și tu în flow. Da, și cred că așa se percepe, știi, cred că emisiunile unde poate tu n-ai fost mai atât de inspirat, e din cauza că lucrează și ceilalți și mergem cumva în comun și ne completăm, e ok, se, este ce trebuie la final. Și trebuie spusă chestia asta, că am fost și eu la voi la emisiune, gradul de predeterminare a lucrurilor care se întâmplă pe sticlă cu oamenii care apar pe sticlă, nu cu partea de producție mm -hmm. E mult mai mic decât v-ați aștepta Freestyle-ul e mult mai mare decât e credeți E mult mai acum. mare bă și mă uitam E am mult am... mai mare decât să vede da, și da. să simte freestyle-ul Asta vreau să zic În pare rău că Noi tragem undeva la două ore Băi și se, se aberează că toată atât de mult Și îmi rămân în cap atât de bă, mult Bă tu că noi am stat trei ore jumate băi, Ideea e că trei ore jumate Să ajunge la Era Batista acolo de și zicea bă. Băi, mai plecăm și noi Da, da, da Asta îmi pare, cumva, dacă ai da, ocupa, nu știu, trei ore, îți dai seama, trei ore, nu știu dacă ar ține omul atât de mult, dar câteodată îmi pare rău că dispar foarte multe chestii. Știi? Să dar stai să așa, că pro are și Pro TV Plus și acum are și Voio. Nu știi că aș pune pe Voio brutul, integralul, needitatul? Eu spun și pentru fierbinți, bă, aș, dar trebuie un alt departament. Aș pune oameni Știi? Doar că, evident, e un alt departament, sunt alte costuri, alți oameni, e o altă echipă, de fapt. Ar trebui să filmeze cumva non-stop, într-un brut din ăsta de, cât, nu știu, 10 ore, cineva să stea după aia să decupeze. Pac, uite, asta a fost fanii asta. Și și păstrat cumva și făcut un fel de special cu toate, toate tâmpenele care se întâmplă pe lângă, pentru că sunt mult. În planul meu, eu vreau să fac niște documentari la un moment dat. Și sunt astea trei pe care le am în cap. Primul, este Asociația Animalelor Mici și Mijlocii cu Blană. Ok. Cu, care este cu și despre divertis. Asta cu Asociația Animalelor Mici și Mijlocii cu Blană este cel mai popular sketch al lui Divertis. Este extraordinar. E în care și-a dat seama lumea că e Pascu genial. Al doilea documentar, vreau să numească Rockstar, Rockstar ok. și să fie despre singurul Rockstar autentic post decembris pe care l-a avut România. Și știu că o să Târnesc multă controversă. Acum, Florin Sala. Ok. să <coughs> exact a ai, ce... ai tu ceva. Ceva am ai... eu în cap. Da, okay. Și al treilea. Uh, ai tu, da, e clar. Bănuiesc că ai ceva. E ceva gând în spate. Că... E, okay, e, okay. e ceva gând. De ce nu? Este, este. E, e... Îți povestesc. Că, în, o să-ți o să povestesc uh, off camera ce discuții am avut despre ăsta rockstar. Uh -huh. Și al treilea este despre Las Fierbinți. Documentar despre Las Fierbinți. Pentru că acolo inițial trebuia să trebuia să fiu și eu implicat în într-un fel în... Uh. Simte că Buliga la un moment dat m-a întrebat. Doar că el când m-a întrebat proiectul inițial era serial cu supereroi. Tu mai ții minte chestia asta? Nu. Când noi trebuia să facem un serial cu supereroi, la un moment dat trebuia Dar să fie implicat și micuți. Era exact echipa de la Las Fierbinți. că ăla cu supereroi s-a transformat după aia în Las Fierbinți. Băi, erau, știu că... Inițial vreo... trebuia să fie ceva făcut cu supereroi. știu că era parcă, parcă mi-am ceva. Dar... De, la, de Buriga a pornit ceva cu supereroi. Se poate. Și... Nu că erau mai multe proiecte în perioada aia. Multe. Erau, exact. Or, plutau ce în zona asta pe unde activa. Uh, vreo, vreo, vreo 4. Musiu Boncea a zis, supereroi facem. Ne-am tot sucit, ne-am tot sucit, ne-am tot sucit. Cu da. mine m-a trimis domnul Toni la uh, Spitalul de Demență, serialul în care ai apărut și tu, de altfel. Și foarte tare episodul cu tine. Aveam noi serialul cu spitalul. Da, da, știu. Sitcom. -ul, și atunci a prins foarte multă carne și s-a dus foarte departe la sfirbințiu. Da. Deja s-a lansat la sfirbințiu dar când am început noi spitalul de demență, deja la sfârbinți era, era, foarte, era în, față, okay, foarte da, da. în față. Era foarte ok. Dar inițial planul era să avem un serial cu supereroi și noi trebuia să fim un fel de Justice League. Și să punea problema ce facem păi, că avem ceva, doi grași. Da, ai tu dreptate, e o, chestie. Da, da, da. Ceva, dar numai, nu, mai. trebuie a... întrebat buliga neapărat, trebuie întreba băieții de la dar producție. Cu Eram că... nu Asta echipa vă... care echipa, trebuia da. să facă ăla, după aia ideea, conceptul atât, atât de mult s-a răsucit, dar de a devenit la Sferbinți. Nu știu, la Sferbinți a, luat are alte starturi, de-aia zic. Știu, că știu, 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 A urmat o pauză, în fine. Da. Știu toate povestile. Știu și toți oamenii care s-au perindat pe la scenarii. Da, da. A fost a... colegul nu n a scris la la Sferbinți, a scris și el. Foarte mulți. Foarte mulți am... a scris la la Sferbinți. A fost o căutare acolo până când ne-am dat noi seama. Ce Bobo n-a scris și el, a scris, a, și da, Bobo. a scris și Bobo. A scris da. multe episoade, da? A scris. Dar inițial, toată echipa asta care în spate e off camera, băi, trebuia să fie, și zic eu exact discuția care a fost, trebuia să, să facem un fel de Justice League și s-a pus la un moment dat problema, băi, ce facem că avem doi grași. Am înțeles. Asta a fost și eu am zis, bă, și vedeți că eu cu Tony Facem, da, Spitalul de mență Patru ani mai târziu l-am și făcut, efectiv. Că serialele astea, așa e, să plănuiesc, unele ies, unele nu ies. Da, da, da. Avem episoade de pilot filmate. Ai episoade de pilot filmate? Păi și asta, Fierbințiu, au fost ceva. Păi stai, pilotul de la Fierbinți a fost filmat cu trei ani înainte să-i. Trei sau patru ani. Chiar patru uh, ani. Eu da. văzusem pilotul. Scenarii întâi, după scenarii au zis, bă, e ok, scenarii înțelegem ideea, dar ar trebui să vedem ceva, să vedem cum arată, bă, am să facem. A, a fost, a fost multe la un moment dat, dar am și pierdut oameni, de fapt, pentru că s-a atât de mult povestea, încât oamenii au început să-și pierdă credința că o să facă vreodată. Și uite că s-a făcut, și bafta noastră a fost că s-au uitat oamenii, că altfel, altfel stăteam acasă. Și mai este un. Dar nu știu cât de mult ai fost tu implicat în ala alt pilot pe care îl simte, care e foarte bun. Este Mamaia Vice. Nu știu. Ăsta a fost al lui Micuțu mai mult și mi se pare că pilotul chiar a fost regizat de Spike. Da? Spike, da, spike. Care făcea videoclipuri și asta foarte... Asta când? 2006? Okay, 7, da. 8. Nu mai țin minte nicio. Adică avem foarte, foarte multe proiecte de-astea care au rămas pe hold. Tu câte episoade pilot ai filmat? Am filmat ceva, destul de multe. -mi vreo, trei trei avem, vreo trei am eu cu tine, că le-am trecut eu da, pe răboș. sunt din astea, sunt prima manșă, cum ar fi, prima încercare, primul demo și... Dar da e vreunul care ți-a rămas în minte? Băi, nu. Nu, n-am... Uh, ba da, uh, trei frați în care eram cu Bobo, și cu Mișu. Era un set de film. Am făcut un de demo, așa. Și el a rămas în cap. Mi se părea drăguț. mi interesant. Eu l-am văzut pe ăla. Da, mi se părea că era potențial. Era acolo. foarte bun ăla. Da, vezi? Da, asta a fost. Dar a existat vreodată planul să există planul de a să se face la Sfirbins de movie? Lungmetraj? Pe cinema. S-a discutat la... vreodată? da, se discută. Cum s-a discutat să facem și o piesă de teatru, deși e complicat. Ar fi interesant, știi, cumva să... Bă, înțeleg că sunt convenții, adică ar fi interesant să ai o piesă la sfârbinți nu știu cum arată treaba asta, e clar că trebuie să scrie cineva care găsește un soi de noimă și să mergi prin țară. E, e un happening așa pentru, știi, schimb orașul pentru oameni, pentru, mi se pare fain, așa un soi de chestie bonus pentru, pentru fani știi, pentru oameni care să uită s-ar părea interesant să știi că vine piesa la sfârbinți cu oamenii din la sfârbinți la tine în, în localitate s-ar părea drăguț s-a vorbit, s-a discutat și despre film și un film e interesant. De ce nu? Eu film aș vrea să vă las fierbinți. Ar fi fain, știi, să existe. Iarăși trebuie un soi de convenție. Îi scoți din fierbinți sau îi lași în fierbinți? Interesant. Tu ce îi face? Băi, eu aș fi să-i scot. Și eu tot la fel. Știi, să... dar i-aș duce într-o demență de asta, adică ceva, nu știu, cu primăria, care nu știu ce a primit, nu știu ce fond, <coughs> care... și să ajungă într-un spațiu de ăsta total rupt. Adică unde se existe și adaptarea meu. sau diferența de, uh, cum zice, de cultură. Nu știu, Japonia. Da, un Nu, eu, no, eu m-aș duce. Băi, ce atât? La sfirmițul la Dorel cu Eu îl văd cu... <laughs> într-un magazin din ăla cu crab, cu nu știu, cu câini sau, mă rog, câini, că vorbesc prostia, uh, cu, nu știu, cu mănâncă ea din alea. Și la zi, automatele bă, alea de, de lenjerie purtată. Exact. Să stau ah. acolo, nu vezi secvența asta cu ăștia doi care, Gianni și cu uh, Dorel, care stau lângă aparatul ăla și zic, mă, mă, ce e asta, frate? Știi? Adică eu am asta. Nu am continuarea, dar mi se pare că eu o intrigă aici. Știi? Adică este, este. O diferență de asta de cultură <laughs> și ăștia care încearcă să se adapteze și până la urmă se adaptează, dar cum se pot adapta ei? Știi? Mi s-ar părea interesant. Altă chestie pe de care știu știe foarte puțină lume uh, e că domnul Coste aici de față e mare fan dubstep și drum and bass. Ba, într-o vreme Am... asculta Atât, asculta mai mult dubstep decât mine în contextul în care o făceam dubstep în perioada aia. Băi, da. Și acum a venit cu o piesă. Da, nu știu, nu e... Eram dă, da, pe... Da, pe... telefon. Bă, da, nu e, mă, nu ai probleme. Ce problemă asta? Ai probleme cu YouTube? Da, tată, dă pe telefon la microfon așa un pic, dăm 10 secunde să e vedem exact. Ia ți văd ce mai asculti. Îți spun că o să ai probleme. probleme. O să zic oamenii ăștia de la YouTube, pe ce ai făcut bobiță? Asta o să zică, dar în engleză. Nu o să zic oh. What What, what have you done, Bobby? what have you done, Bobby? Who killed JR? așa. Da, așa pe la mijloc. Ca să înțelegeți. Dar e un. Nu știu unde să placezi. Stai, nu, că -ai facem break, aici, dauna, acum. Tată. Hmm? Tu n-ai internet aici. Cum să, am internet, dar de deci ce este babuiaș 5G? Ia, ia, fiată. Ce să-i rigros? Hai de bun. Să-i cum fac dacă e un subwoofer pe... Stai așa, arată, arată, de-a, dă să văd cine Băiatul ăsta. Dar te-ai dus în zona asta Băi, acum e întâmplător, întâmplător Am dat cu două zile de băieți ăștia Și mi s-a părut uh, interesant ce fac uh, Ce fac agii, știi? Pe zona asta Știi? La așa... un moment dat, bă, te prinsesem Nu știu ce dracu asculta Excision, niște chestii Îți spun ce ascult acum dacă vrei Acum uh -huh. sunt pe trap uh, Marocan uh -huh. uh, Combinat cu Trap rap German Electronic la modul digital, de asta turbată, și am revenit din asta, când vreau să mă ciluiesc pe zona asta. Deci, am niște treceri de la clasică la. știi, rock n-am mai, mai colaborat, n-am mai trecut de mult în, în metal. <laughs> cu rock n-am mai colaborat, e bun. o vreme, o vreme. Da, și cu rock două, Angela, când ascultai, ascultai metale, n-ascultai rock Da, da mm. nu, 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 nu sunt pe soft, sunt tot pe nu, metal. Știi? Exact. Oh, știi la dat, wow, stai puțin, frate. Că nu stăm, nu poți să bei apă liniștit pe asta, știi? Eu sunt foarte curios și, și să vreau să fac asta. Și pui sub... Uh, am, am, văzut o revenire acum la ceva DJ. O, e foarte complicat cu Dafse, că dacă nu să ia care -s, uh, The Big Three, Flux Pavilion, Skrillex, Excision. Îți da Dumnezeu sănătate. Mă rog. Da. Știi, da. știi, babăș. Dacă nu sunt ăștia de big three care să mai scoată câte ceva, parcă lumea uită cum ai să dapse. Dar a fost o revenire și tu stai ai... Stai puțin că deja ai putea să spui că a murit un pic. A murit de mai multe ori până Asta acum, zic. stai liniștit. Numai, Dar mi s-a părut un revival foarte bun, tot curentul ăla de post-dubstep pe la american, băiatul la Getter, nu știu dacă îl știi. Nu... No. Ora știu, dar nu am nu vine acum o melodie. Head Splitter știi sigur pentru că o ascultam eu și m-a întrebat tu ce la un moment dat, o aveam în mașină. Deci de asta zic că s-a putea să știu, dar nu, da. nu l-am ascult multă muzică în toate direcțiile. Foarte multă ascultă și îmi place că e totul agresiv la la Bă, nu, nu totul agresiv. Tot. Nu, 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 nu. Nu, Eu te-am prins tot timpul te-am prins cu chestii foarte în sunt gură. Sunt cu treceri, sunt cu treceri în funcție, cred că muzica trebuie ascultată în funcție de unde vrei tu să ajungi în ziua respectivă, sau unde vrei tu să te plasezi? Dacă vrei să fie uh, liniștită treaba, te duci pe jazz. Jazz, știi? O muzică ambientală, zona asta, știi? Cafe, cafe, concert, zona asta. Dacă lași acolo acolo, merge așa de. Dacă totodată vrei să umple paharul, așa un pic, să, să simți niște chestii. Ești supărat, ești revoltat, nu să asculti lambada. Că n-ai cum. <laughs> n -ai cum. Că te tu ți dai să cum ar fi vă să, fie Revoluția în România aia. pe Lambada? zic. Bă, ar nu fi merge. extraordinar să, să, iasă lumea în stradă acum nemulțumită Ce să până... și imnul să fie Lambada. Ca ma Lambada. Bă, într-un fel, aș înțelege bă, acțiunea ca un fel de ironie la, la, ce se întâmplă, știi? Tu știi povestea aia cu rege Gens nu? De când așteptam eu să se unească băieții ăștia, să vină ei cu... Că au fost bazmele astea, că vin, că se întorc, că se regrupează. Bă, lasă-mă, că am văzut eu Profeț of Rage. Știi povestea cu Profeț of Rage? Nu. Rage Against the Machine fără vocal, fără zac de la Rocea, cu Biriel de la Cypress Hill și cu Chuck D de la Public Enemy. Aha. Uh -huh. Pe foaie, da. extraordinar. Tom Morello la chitară, în rest, Rage Against the Machine cu ăștia doi vocali. Bă, zici că vedeai o, o trupă de mâna a doua de cover-ul Rage Against the Machine. Pă cât de bine era pe foaie. În teorie, da, sună bine. Acum, na. Era frumos să fie cum Și era. Și venise unul din prea. ăștia doi, nu mai țin minte dacă ăla de la Cypress Hills, mi se pare că Chuck D, în straie, da, le arăbești, propovăduia pe scenă, devenise foarte mult discurs politic. Pe păi mine mă deranjează foarte mult când arta începe să aibă un discurs politic... Ăsta foarte gros sau propagandist. Roger Waters de la Pink Floyd mă obosește foarte tare. Masiv ataca început Mie să mă mi se obosească. Nu, ce am mers aici? Dacă omul vrea să ducă și e consecvent cu asta, bă, n-ai ce să zici. Ăsta e tripul lui, asta e flow-ul lui, despre asta vrea să vorbească. E constant întreaba asta, îți place, nu-ți place, știi? Da, dar tu ești un om care înțelege foarte bine respectul față de publicul care îți consumă produsul artistic. Că da, e și zici că ai vrea să postezi mai des decât se pare fer. Da, mi se parec, da. În virtutea și în prelungirea ideii pe care ai spus, eu mă duc la unul din membrii Pink Floyd să-l văd cum cântă, nu cum predică. A, înțeleg ce spui tu. Tu spui că. Eu bă, nu mă duc acolo, acolo la predici. Tu ne-am strâns aici. Apropo, am scos trei melodii. Bun. Beton. Pentru asta am venit. Bun. Dar înainte să dau drumul la muzică, fiți atenți. Eu nu sunt de acord cu. Bă, stai, bro. Stai, bro. Înțeleg ce spui. Da. Că da. Atunci, Ia atunci gândește cum ar fi tu în Las la un moment dat fix în mijlocul personajului Știu, nu ce să vă zic? De da. frișerile, fiți atenți, să spargi al patrulea perete așa, da, să vorbești cu omul dacă Poți să o faci în ideea în care, iarăși, idee generată, de cineva are cineva, un, știi, scenaristul vine cu o idee care na, dă loc. Dar nu, spune cum ar fi să fiu la stand-up mai, știi? Să fiu la stand-up da. și... Deși și aici e ai voie, că uite la uh, Dave Chappelle. La fel, știi? Adică... Mă, tu ai văzut... Stai că ai ridicat-o foarte bine acum. Vreau să vorbesc cu unul. Vreau să vorbesc despre cum ați migrat voi către către stand-up. Ok. Eu l-am prins pe Vâncică, făcând stand-up, și sper să nu mă înșel, l-am prins aici la Remeș, când avea Godot, aici aproape de noi. Da, a fost, cred că a fost. Eu a, cu tine am fost, stai așa, că eram cu nu, tine... Nu, nu. Eu n-am văzut niciodată pe uh, Vâncică înainte. Dar am văzut Nu, înseamnă că mă... eram cu Micuțu, că a fost și Micuțu, a fost și Vânci. Bă, că a fost foarte bun în seara aia. Și era înainte de la Sfirbinți. Cred că da, a fost înainte. El a făcut și după aia a luat o pauză și după aia s-a întors cu Bobo. Eu l-am prins pe Vâncica, da, eu l-am prins pe Vâncica singur, făcând stand-up. Bă, foarte bun era. Structură, da. jucat, cu personaje, cu voci, bine, punchline, ceas. Venea pajlainul fix când trebuia să vină cu foarte, Avea foarte bună structură. După care, la sferbinți, nu știu ce, pac-pac, s-a mai rodat, ați început să umblați și voi cu stand-up-ul. Da, da, da. Și l-am văzut la aniversarea Cafe Deco. Da. Când cred că se întâmplase, nu. Și eram cu plenete aici, stăteam la masă, cu puia, pentru că așa ne, ne nimerisem. Și veniseră toți care au urcat vreodată pe scenă la Deco să aducă tributul lui Deco. Și a fost așa o pleadă, dar nu se mai terminau artiștii de stand-up. Bă, și-a venit cu 10 minute despre viața de familie, băncică, cu foarte mult cinism, cu foarte fix pe sistemul ăsta, dar să se întâmple peste 30 de ani pandemia asta, să tragă copiii mei, nu eu, în zona asta da, așa da. de umor. Bă, da, atât de tru și atât, cu atât de mult subtext, și atât de un point, bă, și în același timp foarte funny. Da, și nu? eu mi-am dat seama, Planet uh, Age mi-a zis, care nu vă știa pe voi, că nu se uită la televizor. Și zic, bă, cine e asta? Zic, păi, vă că, bă, știi, la Sfermin, serial, nu știu ce, Celentan, nu tot, știe toată lumea exact. Doar că ce face el acum e total diferit față de ce face pe TV și în cu tot o altă direcție. Da, e în, cu e în altă cheie. Vă da. are un soi de, tripului, tripul lui, filmul lui, știi? E, și mi se pare ok. Iarăși, ce aici e... Dar asta e o discuție pe care ar trebui să o am cu el, fie vorba între noi. Despre cum... Toți sunt diferiți, când aud oameni că spun, bă, nu-mi place de ăla, sau ăla mai... Nu, nu că nu-mi place, că e ok să spui, bă, nu-mi place de ăla. Dar când spui, ăla e mai bun decât ăla. Ai, no. nu știu ce să zic, bro, că de acolo bă, vezi o la are felia asta și mă duce în direcția asta, Costel mă duce în direcția asta, Viu mă duce în direcția asta, Bobo merge în direcția asta, bă, Barna, fiecare e cu știi și eu zic, am place și acolo, dar îmi place și asta, știi, e, e greu să zici, bă, la mea bun, dar, în fine, nu știu la ce ajută, că n-aș ajutat. La... Tu ai migrat către stand-up după la Sferbinți Da, din cauza lui, lui Bobo, pentru că ținea neapărat să, bă, ai mă, că ar trebui să faci și mie mi se prea interesant și am făcut-o și pe asta, apropo de încercări, știi? Adică în toate și era bine. și emisiune, și da la și... al tău de la stand-up, ăla cu mersul la masaj erotic, da. cu ăla care refuză finalizare, la tu mai ții minte? Nu mai ții minte, bro. Foarte bun era ăla, cu o, omul știu. care se duce la masaj erotic, dar vrea doar masaj fără finalizare. Da, știu că am avut temă Bă, asta era premiza, dar, o duce foarte legat. departe. bat t am râs la aia. Tu chiar nu mai ți minte ce ai făcut? Nu mai ții minte că schimbam materialul <laughs> cel puțin în primul an, schimbam pe fiecare spectacol. O demență a fost, o căutare de asta extrem Bă, de... nu, că pe asta cu finalizarea am văzut-o de vreo trei ori la Se tine. poate atunci, te cred, dar știi cum e? Iarăși. Cred că, am spus, n-am pretenția asta. Pur și simplu le... Eu asta am asta te... în care uh, papel vine, coleg, prietenul meu, da, și îmi spune, bă, mai ții minte? chestia aia foarte șmecheră. Și eu sunt spectator la ce am spus eu cândva, înțelegi? și nu -am, am Știam asta, nu știu, a fost, adus, a, a, plecat, nu mai, nu mai păstrează băiatul. Deci ce să înțeleg de aici, că ești orcoholic? Bă, nu știu care-i treaba asta, am avut întotdeauna un soi de, vezi, o fi Nu știu, știi, e un soi de, bine, n-ai cum să, că sunt tone de material. Adică nu, vorbeam cu Bob la un moment dat și fusele un calcul câte pagini a avut la Sfirbințiu, cât, cât, text am băgat noi în 10 ani. Și ies, tone, știi? Vă zic eu așa, hai că facem un calcul. Ideea e că ce vreau să zic e că pe lângă asta vii cu spectacole unde scrii, unde... Voi scriați asta de la stand-up, adică uh, uh. tu ce făceai la stand-up, tu scriei. Da, scriam, le aruncam cu totul și nevoie. Au fost momente în care cu... terminam câte Două pachete de țigări în curte, luam materialul la final, obosit că era târziu și începeam să, să le aur. A, ok, ok, nu, no, nu, no, n-am cum să spun așa altceva. Deci tot zero. Proporția de lucruri scrise versus ala pe care l-ai spus pe scenă care Băi, cred că real este undeva, undeva la 70% și cred că un 30% rămâne, chiar mai puțin uneori. Depinde de, știi, unori le scrii, să nu uiți, duci gândul până la capăt în ideea în care nu neapărat vrei să spui aia, dar vrei să nu o pierzi ca și concept, o duci, o creionezi până la capăt și vezi pe parcurs dacă te îndrăgostești de ea, că uneori te scriind, realizezi că de fapt... Ah, nu îmi place unde să duce asta, nu mă mișcă nimic, parcă n-aș vrea să o spun, știi? O întrebare tehnică, legată de la Sfirbință acum. care e numărul perfect de duble, din experiența ta? La câte duble ți-a ieșit cel mai bine? Uh, la mine sweet spot-ul e trei. Nu, la mine e un ore Ai venit? Da, dar după 10 da. ani. Da, da, după 10 ani. Un orias. Intri, dă drumul Bobo la melodie, dă drumul Mișu la melodie, dau drumul eu la melodie, intră să combină melodiile astea, frumos oameni. Se și la final știu că se dă stop și stăm uh, sau Achim zice, spun, bă, să mai tragem una, păi zic, de ce să mai tragem vreo cam, adică pe bun. Bă, nu aveți paia cu de siguranță. Nu. Dubla de siguranță. Nu, doar pentru că poți, evident, fiind, cum și zice, și bă, digital acum. digital, da, e ușor, verifici, ok, dacă sunt probleme, ai nesiguranță cu sunetul, te-ai întors, ai verificat, e ok, set de drum. Deci nu există. Așa cum uh, uneori tragi de 10 ori aceeași dublă și nu se îmbunătățești cu nimic. Adică mi se pare că idealul e ai textul în cap știi intențiile, e, ești bine e setat cumva, știi unde vrei să ajungi nu-l mai spui ca să nu obosești să nu obosească textul ăla să nu... știi că la un moment dat când faci overkill de repetiții la un moment dat ești la un... găsești unde nu sunt da. și exact în punctul ăla există momentul ăsta care dai drumul la text, ai energia aia bună, totul merge, există ritmul, e uh -huh. dat drumul și iese. Știi? Și este exact ce trebuie. Mi se pare cât... Uh, trei e ok, cum zici tu. Trei e ok. În trei mai mi se pare sus. A doua a doua ai setat cumva, vezi dacă se leagă lucrurile, dacă nu sunt scăpări și a treia e... Bam. E, e just. Hai să ne întoarcem un picuț. Uh... Bun, deci ai terminat ATF-ul. senior. Si, uh, actorie. Claro. Cu cine ai făcut? Cu uh, la clasă Gelu Colceac. Bun. În ce... ai făcut cu mai mulți, Radu Gabriel, uh, Andreea Vulpe, mai mulți. Și ai terminat uh, una ATCU uh -huh. așa, care a fost primul lucru pe care l-ai făcut când ai terminat facultatea? să-i deja să lucrezi în timpul facultății? Da, da, începusem să lucrez și primul lucru a fost să fac masterul pentru că mi-au spus colegii că ar fi bine să-l facem. Mi se pare că m-a sunat și prof atunci și mi a spus băi, de ce nu vii să faci masterul? Și a fost o foarte bună idee pentru că în timpul masterului aveai de fapt posibilitatea să lucrezi în continuare cu colegii tăi și să generezi ceva. Și am, cred că au ieșit vreo 4-5 piese. Drăguțe, zic eu. Asta tot încerc eu să spun copiilor ăstora de acum care zic, bă, nu prea mai am nevoie de facultate, că acolo nu văd chestii care să mă ajute, nu văd chestii practice. Băi, Greșit. în facultate cel mai important lucru este networking-ul pe care ți-l faci. Mai ales într-o braslă de asta care e destul de nișată cum e actoria, spre exemplu. Da, e asta, unul și doi, <coughs> băi, e un spațiu de lucru, bro. E un spațiu unde tu încerci chestii. Unde încerci? Bă, poți să încerci, dar trebuie să te țină. Că așa am încercat eu cu stand-up-ul. Au fost serii în care am plecat, îmi venea să mă dau capul de pereți, îmi venea să smulg faianța cu degetele. Atât de prost a fost. Știi? Pentru că încerci, vrei să o faci așa, te ține, fă -o. Dar o să te coste la cura sau, cum ar veni, o să te doare, o să fie complicat. Pe când dacă ai un spațiu, de deci ce să nu profiți? Mergi acolo, încerci ce vrea sufletul tău, ai colegi, ai prieteni, te poți ajuta, Aia, la fel, și ei vor să fie buni, și ei vor să învețe. Băi, frate, e ok, știi, Gen, e, un, e un spațiu pentru asta. Asta e o meserie? Poți să negi, poți să zici, merg pe instinct, bro. Eu merg, fac explozii în scenă direct, cum am văzut asta merg pe instinct. Băi, instinctul e bun, dar dacă n-ai tehnica... Știi? De la un punct încolo instinctul ține și poate să țină până la, bă, ăsta e genial băiatul ăsta, cine? A venit de nu știu ce sat sau a venit de nu știu ce localitate, bravo. Foarte tare om, dar îl vezi a doua oară și zici, bă, ce s-a întâmplat? Păi aici e chestia cu tehnica, știi? Cum faci să fie cât de cât constantă, să fie, știi? E bună o facultate, mergeți la facultate cum ar veni. Asta e conceptul, știi? Păi asta vreau să zic, mai ales eu, seria asta... Este un fenomen acum, pentru că primez mesaje și răspund la mesaje pe uh, Facebook, pe Instagram și uneori vine întrebarea asta. Cum fac să mă fac și eu actor? Și zici, bă, să-i spun tot drumul? Păi... Bă, spune tot drumul. În liceu, la un moment dat te duci Încerci la unea, te cep și acolo Uite stai, una, doi, trei, patru Profesorul zice că nu, tu nu poți să faci uh, Comedie pam, pam. Ce ți-a zis da. cineva că nu poți să da, faci da, da, da. comedie? Așa am început Cu, Ești pentru dramă, de-aia zic E un contrast aici și înțeleg de ce îmi spunea Că sunt că, uh, sunt, uh, sunt mai buni, spre exemplu, pe rolul Dramatice, dar eu credeam că pot să fac comedie dar el mă vedea în asta și înțeleg, pe fiecare vine și spune ceva, e ca ala care vine și spune bro, ar trebui să-ți un BMW. Nu. Tu ești BMW, tu ești genul BMW. Da, mă, de ce nu-ți un mă BMW? că nu vreau să-mi iau BMW, bro. De ce nu-ți tu, adică de ce îți zici mie? Știe? În fine, mă, noi facem asta. Dar tu ca zi... fizionomie ești foarte și expirian Ești. Se poate. Brecht acolo. Ești, Se poate. ești. pe El, spre exemplu, zona aia lucra mai mult pe uh, ruși. Zona... Asta vă însă Cehov. Cehov, uh, Grotovski, nu Grotovski, zi să-i zi, zi, zic. Da. Uh, Turginev? Nu vine, în fine, în lapsus. În zona asta de greu, pentru că rușii au un soi de literatură grea, Tutui totul greu, știi? Existențialismul Da, vrea. știi, nu e ușor, nu e, e crimă și pedapsă crimă și pedapsă e... nu e simplu, e greu, e cu ceva în spate, e o tragă nebunală și film crime și pedapsă să dă flow-ul ăla clar, știi, acolo, tot e o, negru, greu. e greu. E aveam greu. 17 ani când am dat de crimă și pedapsă, bă, când am văzut tot conflictul la interior al da, lui da. Raskolnikov care era... E, e, demență, e apăsat. Ei, el mă vedea acolo. Și înțeleg de ce, că aveam coordonat asta, dar eu știam că pot să fac comedie, că făcusem comedie. Dar știi că ești Raskolnikov tu. Adică tu ai face cu foarte bun. Bă, se poate, e o chestie. Bar n-am. Poate, eu cred că pot să fac acum, știi cum e. O să râzi aseară, explica lui Babuiaș, după multe beri băute pe aici, de, nu de mine, de colegi mai mult, îi explicam cum că în materie de literatură, cel puțin clasică, în materie de autori clasici, mai sus de Dostoevski nu-i nimic. Just, just. Și fix de crimă și pe de să vorbeam. E, e, acum ai perspectiva lor iarăși, ține de cultura lor, ține de contextul lor, e, e o întreagă chestie. Acum, nu, iarăși, nu le poți, știi, nu poți să le amestec spui, domne, ăsta e supremul. Nu, pentru că în același timp te duci în zona asiatică și le descoperi și acolo niște demențe. Pe altă treabă, altă Tot zonă, altă, altă cultură, altă trala -la, cu le zici. Eu pe bai, zona bai, de bai. film am conflictul ăsta cu asiatici versus ruși. Pentru că la noi boala asta... Dar nu poți să le compari, sunt nicio formă. N-au treabă. Bă, nu prea au treabă. Pe de altă parte, e și chestie de gust personal, că tu ai dreptate aici. Știi că la noi, la unei ATC, la ATF, e cultul ăsta al Tarkovski. Da. Care cumva voi ai îndreptățit, că a fost... Îndreptății, corect, Tarkovski. Doar că la mine e o singură problemă. Eu, ca movie buff, că știi cum mă la filme în continuu. Tarkovski a avut o singură problemă, a fost contemporan cu Kurosawa, care ăla mi s-a părut. Băi, Băi, da, iar de stai de așa. De le compari, nu le compari, sunt, sunt, dimensiuni diferite. Vezi, că cea mai bună Cuvestezi ecranizare de, de la idiotul, mie mi se pare lui Kurosawa. Cea mai bună ecranizare de autor rus e a unui regizor japonez. Și deci nu zici tu că nu e o chestie de gust, așa? Nu e că ai e răspuns tu? chestie de gust, da. Pentru alții ei, Toată lumea știe pe Kurosawa pentru alea cu samurai. Da. Dar el are niște filme. Bă, îl are pe cu patronul de fabrică de pantofi care îi să răpește copilul. Și de fapt e o piesă de teatru, se întâmplă totul cam într-o singură cameră. Aia e o piesă de teatru perfectă. Anum, Stai să-mi aduc aminte stiu, cum se numește. Ce vorbești, High and am? low, sus și jos. Se numește. Și cred că e tot cu Toshiro Mifune, care bagă... E foarte rusească. E foarte rusesc scenariu. Filmul e foarte rusesc. Păi, mi, mi se pare Curosau a făcut asta. film în Rusia, Dersu Uzala, cu aia prin, prin Siberia. Știi că la un moment dat Curosau s-a dus în Rusia și a făcut film rusesc, colaborare. Eu știu, dar mi, -mi se pare că există diferență, știi? Adică tratează într-un fel Tarkovski și... nu, da, uite, ei, e asta, cum îi zice un pianina mecanică sau cum se numea ala. Băi, o dimensiune o dimensiune acolo pe care nu, nu, cred că poate să o facă altcineva decât un rus. Pentru că rusul simte... Știe despre ce vorbește, adică el e, e în temă. Nu, tu ai dreptate că e o chestie culturală de asta, existențialismul. Bă, este. Astea. Adică eu le separ. Te uzi la un film corean, bă, nu o să fii de acord cu tot, bă, dar au stilul lor. Ei povestesc dragoste. Dragostea, da? O zic într-un fel. Americanul o zice în altfel. Americanul zice, bine, fata de la oraș, se duce la sat, și trăiește, el are așa în carouri, pac un topor, brațele bine făcute, cu venele alea Ei. ieșite în afară și el zice, hei, Tommy, iubitul meu din liceu, nu știu ce de... Ai un fel de petre-petre ce zici ziști tu acum. da, adică au un fel ăsta mai, mai, mai ușurel așa. Deși și aici sunt povești frumoase. Adică eu am dat un exemplu um, da, dar ce există tu acum? Ai descris perfect clișeul. Ei au un soi de clișeu, știi? Dar sunt, evident, au și partea asta foarte fain. Fac un milion de filme în puime pe an. E clar că să fie și bune. Dar îl povestesc într-un fel. Deja știu într-un fel. Încadraturile sunt într-un fel. Pac, mâna care se atinge. Pac, grup plan. E altfel. E școală. Da. E școală. Cu rusul se duce altfel. Rusul acum, spre exemplu, am văzut filme rusești, nu știu să dau un exemplu, dar mi se pare că împrumută cumva din Occident cumva un soi de încadratură pe cred că vor să dezvolte cinematografia rusă la punctul ăla în, punctul ăla în care uh, vor să câștige din asta. Da, da, cinema au <coughs> băi, în primul rând piața... E... piața din Rusia e atât de mare încât ei își permit să facă filme doar pentru ei chiar și cu buget mare. Corect, da adevărat. Am văzut science fiction am văzut am un film. Am văzut fel... și eu, da, da, zic da avengers că... rusesc, l-ai exact, văzut? Exact, Avengers exact, ăla. Ala cu capul de urs dar tot că... e rusesc, e, e rusesc, adică nu, e rusesc totul sunt chestii împrumutate cumva adică evident s-au uitat un pic peste gard să vedem cum e treaba dar tot, bă, până la urmă l-au făcut al lor cumva. Păla cu vampirii, știi? Băi, un film rusesc cu vampiri m-am căcat pe mine cât de bune Nightwatch se numește cu aia care erau deghizați în vita în jur, dar de fapt vânau vampiri și cu mitologie și de aia rusescă, cu, cu, cu baba Iaga. O cu mașină de de asta de scos rahatul Exact, și vânau vampiri. Băi, da, mi am Și urmăreau vampiri vampirii da, cu știu, știu. Volga. Cu Volga, da, mă, da, da, pe asta zic. Bă, e extraordinar filmul și e atât de occidental făcut, e, e okay. dar atât de rusesc ca temă e, exact, Da, au chestia asta, știi? Băi, e... și... Nu, eu nu-mi dădeam seama la ce mă uit. Extraordinar e tu acela, filmul rusesc cu vampiri. Dar du-te la coreeni, pac. Ba, acolo la, e foarte dar, complicat. Nu vorbesc actorii. Se simte chestia, e o de atmosferă. El, tace, o privește. E, e, mai mult prin, prin energie, prin context, e altfel de poveste. Povestesc altfel, tată. Tu știi pe Eddie Izar, pe comicul travestit britanic? Da, da, da cum? Cum da, da, da. Dracu? Care povestea că de câte ori se uita la filme de astea de arte, inclusiv britanice sau asiatice, la cinema era cu popcorn și la genul de film la care nu poți să mănânci popcorn, că băiatul se uită lung la fată și ele... Da, da, e... Pu să poți să bat. Da, nu? Da, nu. da, închide chestia. Punea cornul la loc. E. Băi, da. Zic, că mie mi se pare greșit, dar greșit. Nu e greșit, mă, de fapt. Da, la tu coreen... la o zonă, e ok, eu rezonez la asta. La coreeni, trebuie să recunosc fetișul meu, este filmul polițist corean. Crime procedural corean. dă la cu crimă, cu... Tu ai văzut Memories of a Murder? Nu. No. Cred că e de prin 2002. M-am văzut iarăși, nu pot să se reproducă tot așa, mă uit în toate direcțiile, adică mă duc în toate... Cum sunt și pe muzică, așa sunt și la asta. Mi se pare important pentru așa să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. Ăsta cu Parasite a făcut un fel de Godzilla. Mai de cartier așa. Mi se pare că se numește The Host. Science Fiction. Băiatul care a luat oscarul pentru Parasite are un Science Fiction te piși pe tine. Cel mai bun film cu zombie pe care l-am văzut. E zona lor. E zona lor și pe toată treaba asta de lume în lume care convențional funcționează atipic într-o convenție te, te rup. Adică de multe ori mă uit la un desen animat. E desen animat și te doare capul și zici, bă, ești nebun? Deci ești într-un desen animat și pro au problematică, pentru că bă, au ideile astea într-un desen, băi, ești nebun? Adică... Păi a fost dementul ăla de Miyazaki <cute> cu Ghibli Studio care a intrat pe Netflix acum, a? Eu acum nu știu cât ești tu dispus, adică cu copiii te uiți la Disney, dar mi-a că el e Disney pentru adulți. Am revăzut eu acum... Uh, am văzut și eu câteva filme. Howl's Moving Castle, spre da, exemplu. Bă, am văzut cu copii, bă. Și... L-ai văzut cu copii? L-am văzut cu copii. Bă. Pentru că ce, au ce ai explicat la tu la copil din ăla mâncația? Băi, Băi, au, intrat în povestea, evident, <coughs> eu pentru ăsta mic, chiar să citesc eu. Uh, da, să da, citesc da, da, ele, da, da. Că e, asta e povestea. Băi, dar au intrat maxim. Nu m Nu s-au. Nu, nu mă așteptam mă știam, să apară complicăciune. Cine ăla, dar de ce se întâmplă aia? Nu tata, de ce o mergi uh, uh, și nu e singurul. Uh, am văzut vreo trei. Am văzut ăsta că ai zis de el și mi-a venit în cap. -apă. Asta e mega complex, Moving, Castle. E complex. Bă, existențial. Poți să râzi. Poți să-l vezi copilul, evident. Poate nu o să prindă toată, toată zona, el o să ia partea de. Primă. suprafață, Desupra da. Față. e ok, îl parcurge. La final mi-au zis, mai vedem, mâine vedem altul. Mi zis, ok, caut altul, am găsit altul, o altă demență, știi? Evident. mono să-ți l-ai văzut. Nu, am vrut să mă duc și acolo, dar am dat un pic drumul, eu știam. Ăla e... Zis, o să plângă la... Mie, căprioară, moartă, o să, o să, Și toată chestia o acum, să demonii care ies din animalele alea care se descompun, am zis nu știu dacă e chiar indicat să știi hai să nu mai există o să... Nu, dar sunt sunt, uh, uh, sunt o grămadă care sunt uh, ok, adică pentru vârsta lor, să zic așa. Adică Eu am prieteni foarte mulți care au copii și știu că movie buff, zic mă tot întreb, bă, la ce film să cu copii? La ce? La toate. Uite-te la film copii, asta e important. Pe bune, până la urmă <laughs> Băi, știi ceva? Așa este oricare, de drumul la ceva. Bă, uită uite-te la ce să uită M-am uitat acum recent, ieri, seara, am uitat obosit, m-am uitat cu filmul la Hansel and Gretel, o variantă de pe Netflix acum, nouă, n-am, înțeles nimic ce au făcut oamenii cu povestea aia. E un serial. Da. Dar te doare capul de deci ce au făcut, dar în același timp m-am -am uitat și am zis, bă, prima dată am zis, băi, ce au făcut ăștia cu povestea? Ok. interesant. E o demență. M-am uitat cu filmul. Păi tine nu te deranjează acum, spre exemplu, că au început să fie twisturile astea pe la Disney, de au personaje care în desenele animate clasice de la ei erau da. personaje negative, dar acum centrează personajul ăla ca și cum el a ajuns să fie rău nu din vina lui? Păi, dar și nu se întâmplă asta oricum? Îi se întâmplă asta oricum. Oricum empatizezi. Sunt șanse mai mari să empatizezi cu eroul negativ. Cumva într-o structură de asta. Și care... ți-e plăcea Cruella când erai mic și te uitai la Dalmațieni? Mie nu-mi plăcea. Nu, nu, plăcea, adevărat, da. Da, asta e un exemplu. Da, acum nu au făcut-o pe Cruella de place la copii. În Am contextul fost... în care, da, da, da. da M-am dus eu cu baboia la film. Ne-am dus la Cruela. Și și mai ciudat e că mi-a plăcut foarte mult filmul, dar în timp ce mă uitam și îmi plăcea și mi-am dat seama că asta a vrut regizorul să o facă pe asta simpatică, mi-am dat seama că totuși, bă, mă uit la povestea unui personaj negativ. Okay. Ca și cu jocărul ăsta, cu Joaquin Phoenix. Da. Ce păi, chiar? e complicat, adică când îți fac personaje negative. Stai să-ți explic de ce. Noi, când eram mici. Da place și ne uitam George la filme. În povestea clasică. În povestea clasică îmi place în paradigma în care știu că oricum și eu am gură că e rău. Dar nu vrei să moară. Niciodată n-am vrut Asta să moară. Spun. Deci, vezi, e ok, îmi place Batman, e cool dar totuși. Batman nu mai e Batman dacă nu-i Joker și Joker ar fi bine să scape și el din povestea asta, că dacă l -omor pe Joker la final e la modul ce cu Batman? Ce cu mă, știi, bă... că, știi, că, că e un, e un, Batman scris de Alan Moore la care a scris și uh, Watchmen care se termină cu Batman care nu mai suportă și l-o moară până la urmă Da, pe Joker. se întâmplă, în universul ăsta moare Joker moare, nu e, da. bă, se întâmplă doar Și Jokerul e fix înainte să moară, să uită la Batman, îl trage aproape și zice până la urmă am câștigat. Te-am da, făcut da. să mor pe cineva. Tot eu am câștigat până la urmă. Da, oricum Ți-ai călcat pe suflet. Nu sunt pentru varianta asta în care Batman nu... Deci știi cum e? Explodează un oraș întreg și, și toți supraviețuiți. Bă, pe bune. În greșeală o femeie mai în vârstă, crea pe inima, ea, dar n-ați arătat-o voi. Hai, lasă. Adică pe bune, știi? Adică e Băi, convențiile... Arucat, da, în fine, înțeleg. Convențiile în filmele astea și zic eu ce m-a deranjat. Astea sunt niște filme pe care noi când le-am văzut și eram mici, au contribuit cumva și la neregla compasul ăsta moral. Discernământul ăsta. Că bă, ăsta e rău, ăsta e bun, în principiu ar trebui să faci bine... Da, Uite, da, ăsta e pe... exemplu de om rău care face rele, ăsta e exemplu de om bun care Băi, face... Noi oricum bine. empatizăm, de fapt, cu eroul clasic la care e o rețetă și aici, dar e o rețetă care respectă viața cum ar veni. Pornește de jos, ajunge undeva, se frânge, ai senzația că o să renunțe și totul se ridică și ajunge la final și cu știi, E clasic, dar așa e viața, oricum. Respect. Eu știu ce zici, dar hai să facem o simulare, da? Nu, Te uiți tu cu Copiii la Cruela și okay. ei pentru prima dată, primul contact al lor cu personajul Cruella e filmul ăsta. Okay. Care ți-o face simpatică și de fapt victima unui context. Okay. Și după aia te uiți, bă, la care faza păi care e faza cu cură? Păi stați-vă, copii, că e din 101 dalmațieni, nu știu ce, hai să vedem după aia. Și ei o văd ca fiind simpatică și se uită la 101 dalmațieni și brusc aia care uh, le lor simpatică că e, e nasoală acolo fău. și nu e posibil ca mintea lor, aia care sunt buni de fapt inițial în film, personaje pozitive, să devină personaje negative? Da, e posibil. E posibil. Că la asta mă gândesc. Film. Eu da. îmi pun întrebarea astăzi. Adică tu v ca părinte. că, ea, că ții, are nevoie de blănița lor pentru că era frig. Asta înțeleg că au făcut, nu? Adică da. Curela de fapt, ea sufera de curent și discutabil asta cu curentul și de-aia a că ție ea, mă, ca să acopere și ea, că nu a putea avea picioarele reci. Și cumva tu zici, da. bă, săracă, are dreptate, mă. Și pe mă vezi din nou filmul ăla, unde era o familie care bă, ea adoptă toți copiii ăștia, cum zice, cățelușii ăia, și, și, și vin asta, și zici, da, mă, dar ok, lăsați-o, că voi nu știți ce frig e. Păi bine, înțeleg ce spui. Păi Te asta cură, zic, mă, zic, e, e complicat, <laughs> nebunești pe copii, de cap. Am înebunit da, noi de cap acum. Ce, nu n-auzi mă care picioarele reci, vrei să moară? Păi, câinii că... sunt câini. După să arăștia. Cum adică câinii sunt câini? În film. <laughs> Salvați câinii. Da, da, da. Dar înțeleg ce spui. Iată <laughs> chestie care mă dăraie despre mine. Dacă te uiți acum la. Din 10 filme, o să ai 5 sau 3 sau 4 cu uh, 3 prințese sau 4-5 prințese eroine. Știi? Și. Deci, ok. În regulă. Cool. Eu sunt pentru om, E în regulă. Mi-a plăcut brief foarte mult. Ok, da, fain. După aia apare altă prințesă care e războinică și vrea să lupte și trebuie să lupte cu alții. Și Mulan. Ok, în regulă. Bine, mi-a plăcut și Mulan. Mai vine altă prințesă. Chiar acum, spre exemplu, e altă prințesă. Bun, ok, în regulă. Bun. După aia vine Batwoman și zici, bă, bă, ok, și are replica interesantă care zice, uh, uite, asta e costumul, și zice, ăla e perfect, ceea ce nu e perfect pentru, una, pentru că nu l-a purtat o femeie. Boom! Mic drop. mai a lăsat. Așa. Ok, bun. Zice, ok, bad moment. De ce nu? Poate să fie. Whatever. Supergirl. Supergirl, ok. Bun. Cea mai puternică din universie, cum o cheamă, din, zi să-i zic, Captain uh, Marvel. Da, așa, Captain Marvel. Bun. Și ieri alaltă că căutam filme și ajung în punctul ăsta în care văd trei războinice. Și nu mai văd niciun... Bă, zic mai ai niciun război, Că am, eu am doi băieți, din păcate, știi? Adică aș... Stai, mă, că nu e. Nu, nu, nu. nu. Știi? Stai, nu, 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 nu. Nu? nu? Sunt război. Ce, poți să pareți Iron Man? Corect, corect. Da. The Hulk. Cum sunt? The Hulk e visul copilul. Păi, la copii arată-le și Da, l-am văzut tot, l-am văzut cu ei. Da, și Eu... Cred că le-a plăcut de sau și apoi. Eu am o problemă, să știi cu asta. Spider-Man cum? Spider-Man Spider și Shazam sco scorează foarte bine la copii. Spider-Man nu știu ce să zic. De ce? Nu mă convins niciodată Spider-Man, nu știu ce zic. -am... Pentru că noi am fost... Și nici ăștia nu reacționează foarte tare la Spider-Man. Știi la cine reacționează? La... Uh... cine? Descrie. La Venom. Venom, nu Spider-Man, Venom. Știi, apropo de ce vorbeam. Da. Ce? Da. Da, mă, nu știu să spun de ce. Bă, ce vârstă au copiii tăi. Da, Venom în sensul că nu au văzut filmul, da? Așa. Dar au, se joacă ăsta, cum îi zice, eu? Uh, Fortnite. Așa. Unde apare și e skin Venom. Da. Bă, și e, zici, bă, eu știu, mă, cum o fi treaba asta, li se pare cool, gagiul ăsta. Care, mă rog, Ven, Venom fiind uh, drăguț Mie mi s-a părut drăguț Aș vrea să văd și partea a doua acum? E foarte slabă, din păcate Care? Și și cu Udica Răsun, da, din Venom Ăsta cu carneci Bă, bă, zic e ok, acum n-a uh, Eu o să, -te mă uit, o să l caut o Dar du-te, cu... câți ani au copiii tăi acum exact? Uh, 11-6 uh, Nu, no, poți să mergi la Venom liniștit și la primul du i tată, la Venom Stai liniștit E stai, dubios, știi, am o problemă cu convenția asta în care dacă aia nu are ciocolată la o mănâncă, știi? De magazin. Știi, doamna Miyagi sau cum o cheamă? Da, da, da. Vine și aveți ciocolată, nu, poți să o mănânc? Nu, lasă, îi potolește-te. am stai ușor, da. Da, da, da. că Adică e o, păi da, dar e foarte bună și aia, că înțelege când trebuie să oprească copilul. Băi, nu-i subestima. Black Panther, dar tot așa, nu știu dacă au văzut filmul. La Black Panther? Da, Black Panther. Și acolo poți să înțeleg de ce... Eu aș vrea să-l placă Batman, că mi se pare mie cool Batman, dar mă rog, whatever. Batman e foarte cool, dar Batman e fost milionar de primat. Adevărat, da, are de... niște probleme, știi. Are niște probleme mari. <laughs> da, 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 da. <laughs> <laughs> dar tu știi povestea, băi, trebuie să spun povestea asta între DC și Marvel. În lumea benzilor desenate sunt trei perioade. Golden Age, Silver Age, Bronze Age. Și în Golden Age sunt aia de până în anii 50. Apropo, în anii 50, Shazam vindea de două ori mai mult decât Superman. Ok. Era okay. super popular de -aici, de -aici pentru de că a fost. Păi da, a fost primul supererou cu care am empatizat copiii. Pentru că era Billy Bats, copilul care spunea un cuvânt magic și devenea supererou. Visul oricălui copil. Au contracarat ăștia cu Spider-Man, care e de superhero neighborhood friendly, băiatul din cartier, băiatul de liceu din cartier, foarte bine. Și după aia s-a dus. Ăștia de la DC care au Batman, Superman și el l-au luat pe dementul ăla de la Anmur care a scris Watchmen și toate a dat peste cap tot și de brusc benzile desenate în Silver Age au devenit pentru adulți, cu teme adulte cu complicații și Stanley săracul cu Jack Kirby aia care erau la Marvel au zis bă cum să facem mă? trebuie să, să atingem și noi segmentul de adulți, ce dracu facem și vine Stanley într-o seară și zice a știu îl facem pe Iron Man alcoolic. Băi, și l-au făcut pe Ghetto Iron Man alcoolic, 5 ani de zile, l-a fost alcoolic cronic. În Marvel, prin anii 80. Am înțeles. Doi ani pe toți. Da, aia cumva, dacă te uitai la Iron Man și vedeai că are așa o doză de asta, dacă... Cel puțin în al treilea, dacă te-ai uitat. Nu, Iron Man -a oricum a fost... E... Bă, Robert Downey Jr. la da, da. bine a picat că... pe rol. Cred că ține de... Nu știu, poate e scenariu, dar Cred că ține de, de actor. L-a făcut într-un mare fel. Dic e și Favreau ăla, John Favro, care face serialele astea Star Wars, acum Mandalorian. Același om. Omul care a făcut Iron Man a făcut serialul ăsta Mandalorian, care este. Ăsta e serial la care te uiți cu copii. Nici nu știam că există. Acum că ai zis. Parcă am auzit de el, parcă da. În Universul Star Wars zic că Mandalorian este western în spațiu. O să placă la copii. Am încercat să le pun Star Wars. Dar n-au -au percutat. Vezi, e altă, altă generație, altă treabă. Uh, Vlad e fan samurai, dar fan Japonia maxim. Adică dacă există, are legătură, bate un pic a ceva... Star Wars are așa. legătură cu samurai, nu înțeleg. Nu, nu nu reacționează la asta. Are legătură știu ce spui tu. Că există cumva da, 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 da. așa... E, e cumva apropiată cu... Uh, Toată Noi lumea aia. continuăm discuția asta care apare N-are niciun sens pentru că sunt foarte curios Băi, da mă, chiar am uh... nu, 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 nu nu stai liniștit E la modul, ce fac oamenii ăștia aici Păi nu, vorbim chestii de viață foarte sunt foarte curios cum stai oamenii, tu să gândești la modul, bă. Băi, ce nu <gânt> Subtextul discuției asta Este un om care, un care actor bune? Ce filme alege să vadă cu Copiii lui Că e foarte important, de fapt Cum gândești tu selecția asta a filmelor și ține foarte mult de cum... Eu îți spuneam de ce îți spuneam treaba cu prințesele, că mă deranjează. Mă deranjează în ideea în care uh, trebuie să... E, e, funcționează povestea. Și există povestea asta. Și ok. <sus> da. ideea e să nu, ideea e să fie un soi de... balans. Balans, știi? Dar e balans, nu. Probabil e, da. E disproporționat chiar în partea cealaltă. Este, zici... Da, nu știu, eu cred că vezi ce vrei tu să vezi. Ok, s să putea să ai dreptate. Cred că te deranjează dar chestia vezi. asta și vezi treaba aia. A, ok, da, da, înțeleg ce spui. E foarte posibil. Eu uite, vă încă, da. încă unul cu prințes. Da, probabil. E la modul, Pentru știi? că e chestie de educație. Noi nu suntem cei mai maturi emoțional oameni din cauza generației noastră, din cauza perioadei în care am fost crescuți. Pastila de iod, am vorbit adineauri. Da. Noi am prins și comunism un pic sărbător, dar a fără curent în casă și n-a fost tocmai bine. Am da. prins după aia și perioada de vesel batic de după 89 până în 2000, de n-a înțeles nimeni nimic ce se întâmplă în România. Tu înțelegeai ce se întâmplă în perioada anilor 90? Înțelegeam. Ce s-a întâmplat în 90? Ia nu mă, nu înțelegeam. Bar, Am mai era tu, bombardament 90, informatic? Bă, bune, frate. Eu de, mi-am din 2006 și tu vrei să mă duc în anii 90. Hello! mă <laughs> <laughs> mă întorc în spate, în cap, și zic, băi, dați-mi ceva din anii 90, băi. Ce-s să... Frate zic Frățică, n-am nimic. <laughs> Spune ce ți toate Eyes of the sun. Is <coughs> another baby. It's got Bravo, bravo. Cine e asta? Vreau să-l Vreau să faci parte din echipa. Păi dacă zic povestea cu Ace of Base. <laughs> Băi, stai că să sărim de la una la alta. exact. cu prințesele s a putea să ai Just, ce spui. În sensul că, într-adevăr, eu o e ok. În regulă, s a putea să dreptate. Dar ne întoarcem la asta, la ce filme ne uităm. Băi, eu încerc să mă uit la deci, spre exemplu, cu Vlad că e mai mare, am accesat și niște filme cu samurai, știi, pentru că tot e zona lui, apropo de cultura lui. Deci, zic, interesant că au un soi de. E clar, au, au, au niște norme total diferite și un soi de raport inclusiv. Explică de ce s-a ținut la. Și de ce e un Și e tare cu codul al onoare, așa <coughs> să vadă da, un da. copil că principiile sunt foarte importante, mari lucru. E interesant, da. Dar. Acum mai nou sunt pentru, bă, e bine să evit toate astea care implică cumva violență din asta gratuită, știi, pentru că fără să vreau, când am când știi, vrei tu să te uiți la ceva și atunci zici, hai mă, că merge și ăsta, știi, și după aia visează copilul rău și zici, nu. No. Știi? Și atunci a să reduc asta. Pentru că e clar că unele sunt gratuite, în sensul că. E sunt... a bunică mi-a făcut invers. Mă uitam la western nu dar la super violente păi și poate să fac invers, dar se poate întâmpla că mai târziu tu să omori oameni pe stradă și să nu știi de ce. Nu tu, nu tu, că tu ai reușit să treci prin filtrul ăsta la care te-ai expus. Da, <laughs> și am ieșit foarte bine. Ai, ai, ai scăpat cum ar veni, ești ok, știi, dar sunt oameni care nu scapă sau rămân cu povești, în fine. E văzut... faza pe care a zis-o Tarantino în interviul ăla când l-a întrebat gagica aia de ce face filme atât de violente și dacă da. nu e periculoasă violența și a zis nu e și a întrebat de ce. Pentru că de fapt sunt doar filme. Băi, da mă, știu mă, tată, dar stai puțin, Bunică mi mă ducea la filme ultraviolente și îmi spunea, stai liniștit, nu e decât un film. Trebuie să înțelegi că lucrurile astea funcționează doar în film. Mm -hmm. Și a, a reușit să-mi facă filtrul ăsta, să-mi exerseze filtrul câți ăsta. Câți, aveai? Zi... câți ani aveai? Bă, ți minte că am văzut bo, The Good, of Bad and ăla cu Clint Eastwood, pe la șase ani, cinci ani, șase ani. Băi, înseamnă că e o memorie să mă abcele la șase ani. Nu, memorile mele cele mai vivide sunt astea cu bunică -mi, cu cum mergeam la cinema. Eu te înțeleg, dar fii atent, îți dau un alt exemplu. Convenția unui joc, că nu mai știu cum se numește, da, știu oamenii dacă e, este că o soră sau o soră cu fratele ei trebuie să parcurgă în vremea ciumei, nu știu ce localitate. No, Zi să-i zic. Știu. Știi ce zic? Uh, no, 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 ala nu, 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 e altceva. Nu altceva. la stovasă la că ăla e no, altceva. Nu, 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 asta e povestea, știi? Tu trebuie să, convenția asta că sora mai mare cu fratele trebuie să treacă prin această uh, mare de șobolani. Trebuie să ai întotdeauna o lumină la tine, ceva, un felinaru, ceva ca altfel să urcă șobolaniște pe tine. Deci, bă, e okay. șobolani, na, până oră, știi? Dar cu toate astea, fim eu, mieu, trezește noaptea la un moment dat. Eu am descoperit, după că nu știu cum a reușit să vadă asta, știi? Pentru că noaptea el se trezea și îmi spunea că trebuie să pun uh, capcane de șobolani. Și evident îi spuneam, da mă, tată, culcă-te la loc, eu acum asta fac, pun capcane de șobolani. Mă întrebam, da unde e șobolani? Care-i treaba? Și văzut pe curte, cine-i? În fine, descoper într-un final că de fapt era ăsta, văzuse gameplay din jocul ăsta. Vezi, nu e violent cumva, înțelegi? Nu e violent, da, dar știu, este știu, știu. suficient de tra la la așa un pic ca și cum, adică ce văd în gameplay pe ăla? Că sora încearcă să, dar trebuie să-l lași acolo pe frate și s-a întâmplat ca ăla să nu execute mișcarea cum trebuie și șobolanii să urcă pe frasul, ea fuge să-l saveze pe frasul, urcă și pe aia, o chestie, înțelegi? Da, dar, dar. Concluzia, nu le expun deocamdată. Mai încolo, când putem să vorbim de o convenție, că e convențional, că de fapt, știi, Știi, și el poate să vadă mai departe, că uite, ai dat un, un exemplu e o de -un diferență de, de subtilitate care funcționează, care nu e atât de palpabilă, dar funcționează foarte puternic la nivel psihologic. Ce ai descris tu acum cu asta cu urcatul de șobolani, e o chestie care e mult mai aproape de realitate și mult mai posibil să întâmple Bă, okay. decât violența aia ultra stilizată din filme. Ești de acord cu ce spui? Eu nu sunt pentru a, anula făcută, asta. E atât de stilizată. Nu-i asta aici. Luăm un de exemplu. Cernem, Tarantino. Cumva. Violența lui Tarantino e atât de, de stilizată aici. încât e foarte clar că da, nu are da, știu, cum să fie reală. Sunt total de acord cu ce ce spui, E mult mai pare. probabil să suie niște șobolan pe tine în viața reală da. decât să te omoare, matur mânca în chirbil. Și să sară sângele din tine da, da, absolut, ca din cizme. Da, știu, Asta încerc să spun. Da, da, sunt total de acord. Ideea noi vorbeam acum dacă se expui, uh, mi se pare că nu trebuie întrerupt asta și trebuie lăsată creativitatea asta, chiar dacă uneori. E, extrem, e, morbidă creativitatea asta la unii. Adică, dar mi se pare că trebuie să o lași să existe acolo, în colțul ăla, întunecat al internetului. Mi se pare... Știi ce? Pentru că parcurg... Spre exemplu, am jucat acum recent ăsta, apartament 776? Așa, da, știu despre... No, mai ai timp să te joci? Da, bro, câteodată am timp. Intru și A, altă chestie, mare gamer, ca să... Bă, e tot așa, sunt haos, adică mă duc în toate direcțiile și evident, uite, accesez și zone de... Asta e un joc făcut de un om, un gagiu. Da, știu exact băi, despre ce e vorba. Și de unde mi-a dat panică. Panică. Ca la proști se deschide ușa, știi că o să apară ceva o zici, nu mă uit. Da, da. Mă, un pic, un, doar, nu, gata. Băi, nu mă uit. Mă, fii bă, atent. Știi? Deci faci, sing a făcut un joc în care tu singur, băi, singur lucrezi împotriva ta, mă, e o chestie. Spre exemplu, nu apăsa butonul. Băi, ești nebun? Să ne apăs butonul, bro! să e cea mai simplă. Și Adică m-am omorât. văd că am lăsat asta. Știi, chiar am văzut recent pe TikTok un părinte lasă uh, două, două grup, uh, de asta cum zice, grămezi de bomboane așa și pune copii și nu vă atingeți până nu ne întoarcem. Eu cu mama nu ne întoarcem, da? Nu vă atingeți. Bă, și au, îți mici, mă, trei ani. Da. Și amândoi stau așa. Sunt talea, Zici, da, nu ne atingem. Placă. Altă tău, o privire a fost. Între ei doi, la trei ani, ești nebun, deja. A, o privire a fost. Și a fost, pa, înțelegi? Asta cu nu apăsa butonul. O să plec, plec. Merg doi pași în față zic Bro, dacă n-a apăs butonul o să mă întreb toată viața de ce n-ai apăsat butonul. O să apăs butonul, o să mă... Cac pe mine de frică și zic, de ce dracu e fi apăsat butonul? E normal, asta e procesul prin care o să trec. Dar o să trec. Știu că o să trec și cu toate astea apăs butonul. Știi? E foarte tare, adică chestii apropo de imaginea asta pe zona asta așa, tralala, psihologic, horror psihologic tra treaba asta, mi se pare că treaba, datoria aia e aici, la noi, la părinte, știi? Știu că e complicat să ferești copilul de conținut dar mi se pare că se poate și trebuie să ai tu grijă, cumva și, și timp și timp sau dacă n-ai timp îl scoți din priză, punct. Când ești acasă, ai timp, asta e, nu moare nimeni fără. Știi, până la urmă asta e soluția. Pentru că inevitabil uneori ajunge acolo, știi? Dar nu sunt pentru a... Nu sunt pentru, uh, cum zice, îngrădirea asta, știi? Uite, te uiți la ce se întâmplă în afară, inclusiv la stand-up, știi? Cât de complicat e să faci o glumă fără să trezești cu ce, ceva grupare care spune, vai aveți ceva împotriva, stai bro, că era omor, era o glumă, până la urmă, știi? Hai să ne întoarcem, că l-ai menționat pe Dave Chappelle acum, care tocmai a trecut printr și vreau să discut și cu tine treaba asta. L-am văzut, da, am văzut specialul, n-am înțeles, știi? Cum C ți s-a părut specialul în primul rând? Băi, cineva a spus o chestie, a spus, băi, e fain, dar păcat că nu se mai întoarce la noi, a zis. Și n am înțeles cumva ce spune el, că cumva se ocupă niște, de niște probleme care nu au neapărat Legătură cu toată lumea. Dar au eu, foarte mare legătură cu America. Au foarte mare legătură cu America și au legătură cu prin ce trece el asta. Știi? El nu. trece prin asta și eu, mie mi se pare absolut normal să vorbești despre asta, mai ales că el -a văzut, că îi pune un punct aici. Zice, domnule, gata, ultima oară când mai vorbesc despre asta. Așa încheie. Păi mie mi s-a părut bun. E foarte bun. Știi, da, nu, da, mi s-a părut bun și mi s-a părut într-o cheie. Băi, e foarte tare gagiul ăsta, pentru că el, băi, știe cum să pună problema în așa fel încât să nu, știi, să evite toate capcanele. Capcanele astea, băi, și e suficient de să le, le pune cumva de zici, ah, nu poți să te prinde. dar aș vrea să, ah, știi? Păi, dar nu vezi că încearcă să-l prindă și n-am văzut, da. Bă, băi, mi se pare că exemplul lui de final, cu tipa. Cu Daphne? Da, cu Daphne. Băi, ce mai vrei, frate, omul? Vorbește despre ceva, vorbește ceva de, dincolo de treaba asta cu el, ea, tu ce ești, bărbat, femeie. Băi, e relevant. E vorba că suntem în aceeași, uh, în aceeași echipă cu mare, în aceeași. Seinfeld, știi ce a zis, nu? Nu? Legat de toată chestia asta, Seinfeld, care are marele talent a sumariza foarte clar tot ce se, tot ce se întâmplă. Și l a zis, bă, eu sunt comediant. da? I'm, I'm in the funny business. I'm in the being funny business. Mm -hmm. Being funny nu presupune nici rasă, nici sex, nici apartenență religioasă, nici nimic. Mă fac să râd, mă interesează. Nu mă fac să râd, nu mă interesează. Absolut. Dacă Și, de exemplu, ai râs la șapel? Uh, bă, eu am râs. Eu, mă, știi cum am e? râs la șapel în momentul în care el a am râs. Adică să râzi, no, no, no. să zici, bă, fai Dar n-a fost ha-ha-ha-ha. Ha, ha, ha. no, nu, ha, nu, De no, La no. Ultime, ultime, două m-am uitat, bă, n-am râs. Am Dar așa așa nu despre asta e vorba. Dar nu care zice o chestie, adică cam asta. Știi? Dar nu sunt, nu Dar am râs, dar din cu totul alt motiv, la momentul tot din ultimul lui special. M-am așa, așa de no. la o poveste întreagă și am zis, bă, true. Știi, ca, bă, adevărat, frate. Ce Dar, cu el? știi unde am râs? și unde cumva în completarea ceea ce ai spus tu, în momentul în care el zice You all know I'm rich and famous. Și acolo e foarte clar că s-a detașat de oameni și o să rămână detașat exact cum ai zis. Tu. El a fost are un parcurs, băiatu. Are un istoric. E cumva gagerul. A luat niște opțiuni. După ce am văzut specialul ăsta, e un montaj pe YouTube făcut de cineva cu toate aparițiile lui de la începuturi la, de la Letterman. Mm -hmm. La late night. Da, Și da, da. cu evoluția lui Dave Chappelle pe parcursul anului. Băi, de unde a plecat și unde a ajuns. Dar era ex tot timpul a fost extraordinar. A tot timpul. Foarte bun a fost. E stilul lui ăsta. Bă, mie mi-a plăcut. Asta e concluzia. Mi-a plăcut, nu înțeleg de ce. Puteau foarte bine să ia povestea altfel. Bă, nene, puteau să ia așa cum a spus el. Și el a spus-o tocmai a, a, a expus perspectiva asta în care, bă, nu e despre asta, mă. Bă, dar voi la actorie, stai așa un pic, exact, nu e vorba despre asta. Voi la actorie n-ați discutat, inclusiv la tehnică actoricească sau la film, da. la scenaristică, că ați, ați studiat și scenaristică, că e o diferență între sensul propriu al unui film și sensul aparent al lui? Adică diferență dintre bă, discutat, cu ce dar... e filmul și despre ce e filmul? Dar nu mi se pare că Știi, pe bune, mă. Bă. Bă, de fapt, asta e problema, e incongruența dintre sensul bă, propriu da, mă, și apare. Ne întoarcem înapoi, mă, acum, știi, faci un film și eu rămân din filmul ăla cu. Asta da, a vrut să insinueze că, nu știu, oamenii ăștia sunt, de fapt, nu muncesc. Nu, frate, nu e, Bă, pe bune, nu. ne întoarcem la asta. E, e stupid că în apoi. 2021 ne întoarcem la asta, am la, la asta. problema. Asta. Ah ce a zis? A, vorbește despre o, o categoria asta de oameni așa? Stai mă puțin, despre ce e povestea? Ai pierdut povestea, te-ai oprit la început și ai zis... Mm. Stop! Gata! E împotrivă, stai mă puțin, vezi, po vezi povestea până la cap, Ai văzut filmul până la cap? Nu! Nici nu poți să mai uit. Păi vezi povestea. Ca să vezi povestea, să ai răbdare, să vezi și să, la final să ajungi la concluzie. Ah. am înțeles ce zicea. Bă, măcar uite-te da. din, uite din znobis personal... Dacă vrei să combați pe cineva, uite-te până la capă ca să știi da, exact vezi, ce combați. Oamenii au nevoie de conflict, mă. Asta e. De ce au nevoie oamenii de conflict? Aici e întrebarea. Nu de ce? Adică, vezi tu, noi, pe o parte, avem nevoie de poveste. Povestea asta ar putea să ne deranjeze. Adică, pe bune, n-ai văzut filme până acum care te-au deranjat? Nu știu, poate au vorbit într-un fel de noi. de Cum? Este Europa și ne-au uh, conturat într-un fel că e clar, bă, ăștia din este Europa, nu știu Să-ți ori... aduc aminte de documentarul a făcut de Cener Ford acum câțiva ani care se numea Romanian Sarcoming uh, Nu dar Vai oricum, de spre deck, exemplu Top mă. Gear când a fost iarăși și deci eu sunt fan Top Gear aș e putea și să eu închid sunt. televizorul să zic bă, n-aveți Da, <laughs> știi E ca Salvatore Ganaci care a venit și ne-a băgat manele și s-au scandalizat toți când a făcut la de atunci. Sau la Nevărsi, unde a făcut? La Nevărsi. Băi, sunt puncte, momente în care poți să te superi. Ori creatorul respectivă a mers prea departe cu ceva sau n-a mers prea departe. A mers superficial și te superficial o nație. Și ar trebui să te superi. Pentru că, evident, mai, o să fie țări care o să vadă alte țări, care o să vadă filmul ăsta și să-și facă, crezi tu că o să-și facă o părere greșită. De parcă părerea aia era super fondată până atunci. Adică ea din Franța avea o imagine foarte clară despre ce se întâmplă în România și acum o să vină asta că o să schimbe această percepție. Ba nu! Dacă te duci în Franța și întrebi de România, eu o să fie... Da, e o țară din... Da, acolo și știm că... Hagi, nu știu, știi? Clasic, cum și tu, la fel, dacă întrebi un român, mergem acum, știm. ce știi despre Franța? Turnul, Eiffel. așa, și altceva? Și baghetă, bravo, mă. uite ăsta și tu și baghetă, bravo, foarte tare, știi? Dar, iarăși, poți să te superi? Pe... Nu, no, frate, până la urmă, de ce să te superi? Atâta știe el despre. Știi? Evident sunt situații în care poți să te pe creatorul respectiv, dacă e împins, dacă e constant, cred că atunci e o problemă. Mă, ai făcut Top Gear n-a... n a, n -a, uh, n -a rog, făcut mai propaganda aici, anti -românească. Mai făcut el pe parcurs, eu am urmărit sezonul respectiv și am mai făcut pe aici pe acolo niște glume de genul uh, mașina asta merge pentru că avem un român care e în locul motorului, o chestie de genul ăsta. Aici. Și la modul... Uh, pa! știi, ne ducem a, acolo băieți a, Ceea ce e adevărat Adică e cum, oricum ar da-o ei, până la urmă când am fost în Anglia și am coborât la metro n-am văzut picior de englez angajat am văzut India am văzut tot știi? Londra e un oraș care se gregă <coughs> foarte mult e printre cele mai rasiste orașe pe care le-am văzut e și cu toate astea uh, uh, sunt în punctul ăsta în care pf, e o raritate totuși să vezi un englez <coughs> în Londra știi, adică cel mai, mai englezesc oraș are primar pe Sadican, și că așa-l cheamă pe primar. Mai e Sadican, primar? Ea verifică baboiaș. Să nu vorbesc prost. Sadican care e indian, de surginte, na. Păi, poftim. Da, cred primarul. Că vorba aia, sunt acolo, muncesc cu oamenii ăștia, adică, ok, vor ei să fie ușor superiori, poate să mă deranjeze treaba asta, că înțeleg. Așa cum și eu, dacă am un comentariu legat de Anglia, evident, o, și cineva ajunge să vadă, o să evident o să o ia personal, dar. Are rost să intri, să oprești? Oare? Ar fi bine să zicem, bă, ne deranjează asta, stop? Nu are rost. Asta spun și eu, adică, ok, dacă e consecvent, dacă e constant în un soi de, bă, m-am pus eu pe capul vostru, bă, eu chiar vreau să... Atunci poți să zici, bă, oprește-te, bă, Și rog, atunci, gata. și atunci, <coughs> pun către tine întrebarea asta, tu fiind un om care e foarte clar, a cărui viață uh, dansează în jurul epicentrului ei care e comedie. nu așa. Centru vieții tale e comedie. Absolut, da. Îmi place treaba asta, maxim. Place unde este. tragi linia când vine vorba de umor? Unde să tragi linia? Nu unde trag linia. Trag linia în... eu. Alții nu trag linia aici. Pentru mine linia e clar acolo unde o muncă râde cu mine și poate, poate, râd și eu cu el. Nu unde glumele sau din. Știi, e genul ăsta de umor unde. Uh, o parte din public nu mai râde Pentru că partea din public E luată în glumele mele Și o vând cumva O dau celorlalți Înțelegi ce spun? Adică Nu știu uh, Genul ăla de glumă Ești cu prietenii Și ai un uh, Prieten care a Călcat o banană Căzut în cap Și s-a pici pe el Nu știu Așa Și-a pierdut mințele acolo Și s-a picat apel. el Știi? ai putea să nu vorbești despre asta pentru că e prietenul tău, așa cum sunt prietenii tăi, dar tu zici, băi, mai știți, mă? Nu știți, băi, vă zic una tare. Era George, băi, cade pe banană, buf, s-a dat cu capă, bă, s-a pe el. Ăla nu o să râdă. Celălalt o să râdă. Aici, aici am eu o mică problemă, știi? Adică apare un soi de pitic în cap meu care zice, da, m-au râs, e ok, George n-a râs. Dar zice, hai mă, nu te supăra Și crezi că e suficient pentru George, știi? Aici sunt eu un pic Adică merită, nu merită Dacă e fondat, dacă e altceva Adică dacă e un subiect de genul George bea mult Da? Și criticăm asta Bă, George, ești nebun, ți-ai pierdut mințile frății Că te-am adus, mai știi când erai tăiat tot aici Și mai ai sunat a doua zi și zis, Unde a fost mucați și gura seara? Știi? Aici mi se pare că poți Pentru că și George o să râdă da, da. Mă, da. că am văzut și bună, că ar trebui să o las mai ușor. Știi? Dar deci zic... să râzi cu oamenii nu dă În principiu, știu că pare da, foarte știi? facil așa, da. Cumva. Adică ideea e, dacă iau primul exemplu, acolo George n-a avut ce să facă. Că îl cap o banană sau dacă capul de ăla. Asta a fost. Ce să facă? Putea să facă ceva? Nu. Când știi, adică e o chestie pe care n-ar fi putut să o evite oricum. Că sau poți să zici că nu ești atent, cum ești tot de obicei. Cumva aici e linia. Nu știu dacă e foarte clar ce spun. Mi se pare inter fain să râdem toți. Uneori să nu râdem. Ok, sunt și pentru asta. Dar e o diferență. Dacă eu tratez un subiect pe care tu poți să-l schimbi și eu tratez subiectul respectiv, De exemplu, uite tu, trebuie să scapi de kilogramele astea, da? Și eu aduc argumente. Bă, de ce cred eu că ar trebui să tu să scapi de kilograme asta? Cum nu cred eu că tu ar trebui să te ascunzi după kilograme? Tu poți să zici, bă, Costi, sunt babceale, sunt bolnav, tată. Știi? Adică eu n-am ce să fac, eu de mic sunt așa, știi? Și zici, bă, eu sunt în punctul în care zic, bă, da, ok, dar ai scăpat de kilograme până acum? Da. Deci se poate. Deci sunt cu tine în barcă. Știi, e, chestii o chestie pe care tu poți să o schimbi. Tu nu o schimbi, nu o schimbi, eu o lăsat de fumat. Știi? Adică poți să o dau de pereți că, bă, știi, sunt stresat și vine colegul și zice, tata, și eu sunt stresat și m-a lăsat. Da, mă, da, eu sunt mai stresat decât tine, bro. Eu nu pot, că la mine e în sânge, știi? Și pot să fac, facă cineva mișto de fumători și de cum suntem noi fumătorii, cum ieșim noi că am gândat și când e sunt minus 6 grade și o să mă deranjează, poate anumite glume o să mă deranjeze. Sau faptul că... Da, dacă așa e. Da, dacă știi? Adică gen, bă, ai ceva, e o problemă cu asta. Lasă-te de fumat, știi? Pe de altă parte, ce ai spus tu acolo, are un subtext foarte, foarte bun pentru că mai e și chestia asta cu oameni care se, se trigăruiesc, să se, se activează instantaneu da. când se simt ofensați. Faptul că te simți ofensat nu înseamnă că ai dreptate. Absolut corect, total de acord. Da. Bă, just. asta e. Faptul, faptul că eu mă simt de ofensat de -a... Da. o discuție ta despre kilograme și mă simt eu prost nu înseamnă că tu n-ai dreptate. Da. Bă, nu. Deci nu are nicio legătură. Ideal pentru e, mine ar fi. E foarte complicat. Pluma, nu. cred că e acolo unde tu poți să zici, da, mă, că, știi, poți să vii cu mine. Cred că acolo e limita. Nu știu cum ajungi la limita și nu știu. Cum, știi, de câte ori, de cât ori am avut eu de mersul să fac pe cineva să se simtă prost? Niciodată. Niciodată nu mi-am dorit asta. Mi-am dorit ca toată lumea să râdă. Crezi că am reușit asta tot timpul? Nu. No. Nu. În secunda a, secundă, a doua, inclusiv pe scenă, am zis... Bă. Dar ți s-a reproșat vreodată că te-ai dus într-o zonă de asta, au apărut categorii de astea hipersensibile? Nu, nu, nu. Și că no, e un -a spus trend spus de... acum care tinde să generalizeze. Pornind chiar de la fost, Dave Chappelle, uite, poftim. Poate au fost situații, dar nu am ceva, nu mi-a ceva în, în minte, să zic... Că... Nu a venit nimeni cu o chestie punctuală, no. bă, cu iar sau iar atunci. Nu, dar știi, ideea e că își deschis la asta, adică un om poate să vină să spună, bă, ce, bă, frăție, ce-a fost măcul Și s-a putea să zic, da, mă. mi s-a părut mie amuzant pe moment, cum mi s-a promis mie amuzant uh, uh, spectacolul ăsta despre care zice Bobo și despre care vorbesc eu, uh, ce am încercat eu. Demersul meu a fost cumva, uh, atunci când am vorbit de cancer, faci stand-up despre cancer, da, da. bro, E sigur? Nu știu, bro, eram tulbre și eu, era maica mea, eram în toată situația aia. Am fost la oncologie, bă, și m-am gândit în cap meu, bă, dacă ea de la oncologie au puterea să râdă, frate. Și eu îi fac să râd, ești nebun? Înseamnă că aș putea cumva să vorbesc cu oamenilor despre asta, dar cumva <coughs> să nu omor sala și cumva să luăm noi, cumva, știi, din chestia asta care presupune forță, frate. Să aia poți a fost să foarte bună la aia cu cancerul nu a fost, băi, oamenii au fost cu mine, s-au uitat, au avut răbdare, e să ok, dar nu consider că a fost bună. Știi ce n-a fost bună? Pentru că mi-a zis cineva după și mi-a spus așa, bă, Costi, e bun de mersul, dar nu era momentul. Știi ce nu era momentul? Că era prea aproape subiectul de tine atunci. Treia să-l lași, te calmezi. pe exemplu, Costel avea o glumă, am auzit-o și am râs. A zis, bă, toată lumea moare de gripă sau o chestie de genul asta, a zis. Bă, nu. vreau să mă aușu că moare lumea de cancer, mă. Asta a fost glumea lui, știi? Și zici, bă, gripă, stai, știi, ceva de genul ăsta a fost gluma, știi? Că nu mai, tot aud, m-am să aud... Am mai auzit-o și la un comedian uh, de pe afară care... El a la, a la el gluma a fost numai SIDA la modă. A revenit cancerul puternic în topuri. Da, vezi? E foarte bă, bine. Rischi, oh, oh, oh. Bă, riscant atât. dar bine. Da, cancer. What? Dar poți să râzi, pentru că îți dai seama că e adevărat. Și, Și supremul exemplu pe care ți-l ți dau. În jurul tău, zi, zi, e că... un artist de stand-up american care mie îmi place mult. Am vorbit, cred că am albit pe oamenii care sunt la noi pe canal cu ăsta. Doug Stanhope. Am cartea lui la mine în birou acum. Nu știu. Da. Care vorbește cum a ajutat-o el cu frate sub pe maică-sa să se sinucidă pentru că era în fază terminală, să chinuia prea mult. Mamă, nu cred. A, dar vorbește, stai puțin. Vorbește. E spectacol de stand-up. De stand-up despre asta, vezi? Și râzi de te piși pe tine. Râzi de te piși pe tine. Una din glume fiind următoare. Vezi, După ce o mai căsă. Fac să... și eu. Și e normal. Tu mi-ai spus subiectul ăsta, vezi tendința mea care a fost... Vai, nu cred că vreau. Și era așa, bă. El a trecut prin situația asta? Da. El a fost cu maică sa acolo? Da. Pe el noi bea pe maică să bat, da, bro. Cum Și au, au râs până cost. în ultima clipă. Nu știu cine e ta. Ca, Ca ai... să înțelegi, ultima glumă pe care a făcut-o lui maică sa după ce maică s-a a luat pastile și mai avea foarte puțin a fost Mamă, mamă, vomitele pe toată că am primit un telefon, au găsit leacu. Ha, da, mamă, mă, ce... Tocmai e, au găsit leacul. E trist, băi, așa e melan... <laughs> nu melancolic. E melancolic, băi. E, nu melancolic, zic, tragicomic, așa. E tragicomic. Băi, trebuie să vă uitați la asta Băi, cu alu' Dax de la operație, da? Da. E operată. Și știam că după operație sau, mă rog, fiind vorba de cancer, a fost o situație, situație fiind vorba de cancer în mei. aia știi? Și acolo, operată, ajung și mă gândesc că ar trebui să schimb starea de spirit. De ce? Că sunt în P la cap, mă. Eu ți-am zis, am chestia asta cu, bă, Aha. știi, dacă, dacă oamenii se simt bine în jurul meu, bă, eu o să fiu bine, deci... Sunt șanse majore să, să fie bine toată lumea și să iasă și ceva bun din asta, cred. Cred că funcționăm mai bine într-un... Uh, uh. E egocentrizm ăsta pe care îl spui tu acum sau pur și simplu e îmbrățișatul maimuței de care ești ce mai devreme? Bă, cred că e maimuța, știi? Adică e adevărat că e o satisfacție. Dacă eu mă duc la magazin și tot de vorbă cu doamna și doamna îmi dă și îmi spune ceva din episod și eu fac o glumă și ea râde, bă, eu plec un pic. Bun ok, bine. Nice. E bine. Fac Am ce trebuie. O zi. Aș vrea să mi se întâmple și mie. Să vină cineva să-mi zică, tati, 10.000 de euro. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Vezi unde m-am dus eu? Pentru că. Hai să nu să zic. Să vină să spună și mie o glumă să râd și eu. Nu, am vrut 10.000 de euro direct ca să-mi schimb mașina. Mersi, bro. Nu, dar înțelegi ce spun. Când îți spune cineva ceva și schimbă ziua și pleci cumva și zici, bă, noi putem să facem chestia asta, noi intră, noi ești nebun. Adică pot să fiu drăguț cu unul și să zic că. What? Mi-a zis mersi? Nu mi-a zis nimeni mersi, toți m-au înjurat. Cum sunt acum, n-au no, ăștia, la, cum intrare în, în mall, știi? Care verifică pentru care nu te Doamne, ferește să fie ăla acum. Știi, cred că vi, după ce te înjura nu știu câți, că nu știu, n-ai arătat, vine unul și zice, da, nicio problemă. Cred că primul, de, după 100 de oameni care te-au vine unul și zice, nicio problemă, cred că... Săracul. Bă, a, ăsta a zis nicio problemă. Ce fac? Nimic, mă. Verifică-l și lasă să intre sau nu lăsa <laughs> că n-are. Știi? Adică e, e genul ăsta de chestii și intru, mă întorc aici. Sunt în situația asta. Știu că ai ieșit, știu că e bine. Important. Dar evident. Intri și găsești un om care trebuie într-o operație. E treabă complicată. Mult. Complicat rău. Ești cum ești tu sufletește? eu personal. Stă acolo, e mai că mai ești nebun. Sunt. Bă. Și intru și ea se plânge cu dorale nu poate să miște, nu poate și eu zic, acum și tu mamă, și cu cancer și cu sufletul în rai, știi? Zic gluma asta. și maica mea zice, bă, bă, tâmpitule, nu mă mai face să râd, că mă doare și mai tare, știi? A înțeles gluma, bă. Era acolo, ești nebun. Nu eu eram operat de cancer. Ea era, mă, mâncați și gura. Ea a trecut prin aia acolo. putere, frate. Și faptul că... Ce a însemnat pentru mine că a râs, -o? Bă, dacă a râs, e bine, pentru, e bine în sensul că am stat de vorbă cu doctori și îmi spuneau apropo de atitudinea ta, psihic, unde ești tu ca nivel psihic când vine asta. Pentru că asta e genul de știre, de veste care te... Pentru... Înseamnă final. Cancer. Bun, gata. Am închis-o, unii o închid acolo, nu mai pot să o mai deschidă. E, e finalul. Eu aș închid acolo, spre exemplu. Păi, da, înțeleg. De... înțeleg. Tu mă, știi, mă, știi, pe mine, ai văzut. Eu, eu, am o satisfacție foarte mare când fac cu oamenii care se ocupă cu comedia să râdă. Te-am făcut pe tine să râzi, l-am făcut pe Bobo să, să râde, de câte zic prostii, în continuu. te -o la fel, Viorel tot la fel, dar pentru Viorel trebuie să fac un umor de ăsta mai agresiv. Deci am, am, am satisfacție asta. Ei, Eu, la rândul meu, n-am fază asta. Eu, dacă aș afla vestea asta acum. Băi, da, nu. Eu nu. am încheiat acolo. E greu, bă. E, e greu. foarte greu. E greu, da. Nu știu. Doamne, știi? ferește, facem o simulare. Primești tu vestea asta. Bă, știu că e foarte. e foarte dubios unde ne-am dus acum. Da, mă ne-am dus. Mă rog, asta a fost. Bă, podcast. Da. Ăsta Băi, da. da, zi, zi vreau mai să fie foarte pe corect. Primești, uh, primez, primești, da. vestea asta. Costidiță primește vestea. Ferească Dumnezeu. Da, da, știu ce zici. Cum reacționezi tu, Costidiță? Unul din știu. cei mai buni entertaineri pe care a avut România vreodată. Și pe asta o zic eu, fără să fiu subiectiv. Bă, nu știu cum reacționezi. Nu știu. Am văzut cum e să primez vestea pentru maica mea. N-am reacționat bine. Adică mi-a trebuit... Și Ne-am dus într-o zonă foarte dark. E Un... dark, e dark, e viața. Acum știi asta, am încercat și eu cu stand -up. Nu mi-a ieșit. Adică nu consider că uh, dacă vine ce cine spune cineva și îmi spune, bă, Costi, ăla a fost cam... Zic, da, bro, a fost. Așa e. Well, ea mea. Bă, mie mi-a plăcut cum a abordat-o pe aia. Și am simțit... Bă, dar mie mi-a plăcut nu, pentru că te-am ba... și înțeles dar... și am simțit nevoia ta de a exorciza chestia aia. Probabil, dar știi care a fost gândul meu? Gândul, știi că... Cineva mi-a spus Bă, ce vrei tu de la oameni aia care vin? Și zic, bă, uite, am avut de mers ăsta și nu știu ce. Și zice, te deranjează dacă ai făcut, te-ar fi deranjat dacă făceai abstracție de subiectul prin care treci tu acum și îi doar să râdă? Și zic, bă, dacă râdeau, m-aș fi bucurat și eu, evident. Și m-aș fi simțit bine. Deci nu m-ar fi deranjat. Da, dar omul care te-a întrebat chestia asta a să ocupă cu artilii, da, da, da. Adică ești și el artist? Da, da, da. O... Da. Produsul muncii lui este de natură abstractă cum e la tine și supusă subiectivității total? Da, da, da. E, e. e. Și atunci cum nu înțelege inputul ăsta afectiv? Pentru că tu de la un punct încolo și tu ești un om foarte empatic, mai ales cu publicul o, care se uită la tine. Uh... Tu ai simțit nevoia să împarți chestia Bă, asta eu am simțit mă, nu mă întreba de ce. Ai, că fost ai, fost legat Poti emoțional? Cu... La... Ai fost legat emoțional și cumva vrut să le și explici. Bă, eu sunt așa în momentul ăsta pentru că. Da, exact. Hai asta să împart, hai să hai că o treaba asta poate, cu voi. Se părea că mint cumva. Adică eu trec prin toate lucrurile astea și nu vorbesc despre lucrurile astea și cumva mint. De fapt nu mințeam, pentru că până la urmă, la final, eu aș vrut ca oamenii să râdă. Știi? N-am reușit treaba asta. N-au fost nici ui. Știi doi, cum sau... începe micuțul acum a noului material? Nu. No. Bă, am dat o palmă în perioada asta. A, a dat o palmă? Și începe? Da, știi că a fost scandalul ăla cu... S-a luat la bătaie cu tipul ăla care e procuror militar. A, nu știu. Nu știu scandal. A avut un scandal de ăsta, un cancan de ăsta foarte ieftin, în care un dobitoc de ăsta care n-a știut exact care e pragul ăsta al intrării în viața personală, a călcat pragul ăsta personal, nu intru foarte mult în detaliu, oricum știe toată lumea despre ce e vorba, mm. și micuțul a reacționat. Efectiv a ajuns la boiling point. A făcut ceea ce de obicei nu se face. Doar că și el a făcut ceea ce de obicei a, nu se face. Și el a face. Să dau o, o palmă, așa. Și micuțul i-a dat o palmă lui. Bă, da, complicat subiectul E asta. foarte complicat. Complicat pentru că iarăși apare perspectiva perspectivă aici. Tu ai fost în moment, ai, ai, fost pe punctul de a reacționa agresiv față de un am fan. Am fost, am fost. Știi? ai reacționat agresiv? Băi, cred că mai de mult, așa, da, am reacționat agresiv. Și mi-am seama că, iarăși, apare, din păcate, nu mai aveam această chestie. Chiar dacă e fondată reacția ta, știi? Uh, Băi, de e, cele mai multe și altfel, știi? Era de mod, cele a... mai multe ori e fondată, dar nu e fer. Băi, da, normal că nu e fer. Eu ești, știi, au fost foarte moment, multe momente în care am făcut tot în penie și 200 de metri mai târziu eram, ce, bă, cum mă duc eu mă acasă? Că eu o să mă gândesc la asta acum. Mă gândesc la prostia, eu zic, bă, da, prost ai fost. ce cu tine, Eu, mă? spre exemplu, nici pe de parte având popularitatea pe care ai tu, eu nu știu cum să manageriez. Manageriez foarte ciudat atenția oamenilor către mine. Sunt aproape de mărlănia absolută. Mi se pare da? că. De ce mă, nu înțeleg? Da și mă înțeleg greșit ca fiind uh, elitist sau distanță, sau astea. Nu știu cum să fac. Eu am. Eu te înțeleg aici că nu știi cum să faci. Cred că da, sufăr da, da. de sindromul impostorului. Eu de te întreb pe tine. Că, repet, Eu iau... asta e o discuție pe care trebuie să o am cu tine și cu Bobo. Și cu oameni care sunt foarte, foarte faimoși. Și Bobo e cel mai aproape de statutul de a fi foarte faimos și cel mai aproape ești de sufletul meu, că mă înțelege că ne știm de vreme. Și asta e o discuție pe care o să vreau să o am și cu el la un moment dat. Bă, nu știu cum să mă bă, și nici nu pot să joc teatru, să mă prefac că sunt încântat. Sunt, stâmp, eu, sunt foarte. Eu știu mai simplu. Eu știu sunt foarte eu... stânjenit de situație. Mă. De ce? Pentru că îmi intră într-o zonă personală. Cineva reacționează la chestia asta, te urmărește pentru treaba el are senzația, uite, cum faci tu podcastul. Păi dacă cineva se uită la tine, la toate astea, la un moment dat, crede-mă, inevitabil se întâmplă chestia asta. Da. Ai senzația că te știi cu omul. Ai Așa, senzația de. că te apropii ceva. Și mă văd cu tine pe stradă și evident o să intru cu tine în vorbă. Cred că tu o complici. O complic, dar sunt prost. Eu mai, păi da, dar când erai la, la sat, când te duceai la bunici, când... Nu era mai simplu, te salutai cu toți, știi? cu toți, eu așa o iau. E ca și cum, bă, gata mă, suntem prieteni, eu mă duc undeva într-un magazin și încep cu oameni, sau mă duc, mă cazez undeva, merg într-o localitate și pornesc discuția, dar parcă noi ne știm. Da. Oamenii au raportul ăsta. Da. A, așa de simplu iau. E ca și cum ne cunoaște. E ok. Ți-ați place ce fac? Bă, buta, buta, nu ne cunoaștem. Păi nu ne cunoaștem, dar păi ne cunoaștem nu de fapt. Da, știu ce zici, dar nu-i lipsit pentru de onestitate. Treci care seară la tine, aia și încerc să te fac să râzi. Da, mai ai de... dreptate. Tu mă cunoști pe mine. Nu, aici eu ai nu dreptate. te cunosc pe tine. Ah, ok. Eu am zis că podcastul ăsta e terapeutic pentru mine și, uite, acum cred că a fost cel mai aproape de ce am vrut să spun. Eu, da, mi-am făcut podcastul, eu o luam razna. Bă, da. Și o, toți invitații care au fost până acum, tu ești exact al 40-lea. Forty, 40. 40. Yeah. Băi, m-au ajutat, m-au deschis ochii cu foarte multe chestii. Bă, da, este interesantă manifestarea asta artistică, să zic așa. Nu știu ce n-ai, asta. La un da. moment dat, când o să simt că am rezolvat sau că nu mai am chestii <laughs> de, de fi, întrebat, o să tai la fel de brusc precum a început. Poți să faci altceva, mă rog. O să, să faci și altceva. Cu tine vreau să fac altă treabă. Ia zi. Vreau să fac niște extrauri la un moment dat. Și m-am tot gândit la toți invitații ăștia pe care am avut. Până acum am făcut un singur extra cu Doc pe albumul pe care l-a scos el acum, doctat. Care, apropo, îmi place mult albumul ăsta, nu? Care arată în ce zonă curată față de el însuși, e Doc artist acum, e foarte tare. Dar cu tine o să vreau să fac ceva pe gaming. faci, eu, faci Dar o să vreau, eu, vreau da. să te. vreau Voi să te facem te... ruleta. Ruleta VR-ului cu tine. Vreau să te bag în VR. Am fost în VR, mă, băi, eu mai intru bine, e super underground treaba, intru, am fost în și în VR, am încercat și asta, această tehnologie dementă, care mi se pare interesant. Tu ai jucat Dum la viața ta? Am jucat Dum. Uh, a făcut un dement? Dum Doom 3. Dum 3? A recreat un dement Dum 3 în VR, bă, băiatul. Bă, trebuie să... Bă, M am am jucat cu un juc recent de groază, VR. Bă, nu e pentru toată lumea, asta pot să spun. E. E deci, poți să mori. Și ce fost... Resident Evil. Nu m-am jucat ceva de banal, prima mână de groază, horror. m dus a, ce? De asta, gen un fel de casa morții. Ce a. vorbești, bă, băiatale? Deci dacă n-a urcat pulsul, mi-am pus și de la de puls și a urcat da. în 105. Nu e mult. Uh -huh. Nu, nu. Nu e mult, dar... Sau mai mult, 117. No, nu, mai știu, cred că au fost și niște <cute> uh -huh. Dar ideea e că mi-a dat o stare atât de pei, deci n-ai cum o să joci mai ceva pe bune. Dar, în același timp, e un fel de. știi, zici nu, nu, nu mai joc, dar, totuși, că mai încerc un pic. La jocuri, dintr-o de groază, mai sunt baguri, și dacă intri în cameră, în diferite camere, unde, mă, normal ai jamscare-uri intri cu spatele, nu se activează jamscare-ul Bam, de reținut da, asta. Da. da. O să o fac. Fă bine că o fac. <laughs> Nu se găsești la fiecare joc, dar mai sunt care au scăpat chestii dintre astea și nu se activează animația de jumpscare. Deci poți să treci, treci poți prin simplu. joc, da. Bun. Bă, vă bă, e bun, e bun asta. Pe de am făcut jocul bro, tu mergi cu spatele. Mm. dar de multe ori chiar simțea nevoia să fac asta treaba asta. asta că ai dat o, omor... face, o, face o, facem, o facem. asta trebuie să o facem, când ai și tu mai mult timp. Băi, mă omoare, că și acum, știi, e sunt pic așa, pentru că am la 30 de pagini de învățat și a trebuit să mă Bă, mă știu, că te las, gata. Să mă duc acasă. Spargi în jazz -ul. Asta e vorba de aici. sparge în jazz -ul. Înainte, spargi în jazz, Înainte, în jazz Cel mai important lucru pe care l-ai învățat în 10 ani de la Sfirbinți. Nu, nu, mă omor. Tu ca actor. Asta. Nu știu, bro, mă, e genul ăsta de întrebări Ce poți tu pe? No. Bine, atunci una nu care știu. e mult mai punctuală <coughs> Ai simțit marginalizarea Bresley actorilor Care știi că e o castă de-asta Cu niște reguli de-astea nescrise Care pe cât de fluide sunt Pe atât de cretine sunt Și dacă, nu simțit, bă, cum... dacă ai simțit marginalizarea Castei actorilor În momentul în care ai început Să ai succes Ăsta e un lucru care pe Bobă, spre exemplu, nu îl preocupa Absolut deloc Bă, nici... Nu? Nu. Nu. Efectiv, ți-ai făcut meserie. Da, mi-am făcut meserie. Și oricum n-am avut... Oricum există atitudinea asta și chiar, chiar când ai succes. Nu s-a întâmplat, nu, primești... N-ai dat de atitudini, chiar dacă tu erai la început. bă, sau... Gratuit, așa. De, plus a, eu de, de panică. A, să... dar ce cu tine? Și de la oameni de la care nu mă așteptam. Dacă nu te aștept. Și care nu au nicio treabă ca statut, sunt mult în față, sau deasupra, au deja da, o carieră. Exact, exact. Și te trezești tu că primești un comentariu sau o să dai tu din deși tu ești stai mă, că am venit și eu să fac care treaba cu lumea asta. Știi? Da. Dar mi se pare inevitabil pentru că asta e spațiu, cu asta lucrăm. Știi? Dar. Eu, eu sunt eu mai bun. Mult mai bun de ce... Bine, și el mișcă, mișcă, e ok ce face acolo, dar să putea mai bine. Bă, stai -mă puțin, mă, bucură-te pentru el, mă. Dacă a făcut o treabă bună, no, de cât ți-au atitudine cum... asta? Uite, îți dau un exemplu. La un moment dat, la Radio ghirlă, eu am... Da, la... Îți dau un exemplu. Chiar și cum aș fă eu la stand-up cu Bobo și tu mai întreba, cum ți -o pare Bobo? Bă! e ok, știi? E ok, puțin că am deplasat unor. mă rog, nu și gluma aia, aia, nu, aia a fost mult. Dar bă, merge. Bă, Oameni fac... care nu sunt stare să facă complimente până da, la capăt. Bă, pentru mă, că bă, simt că le cade frate. din grad. Am mers cu el în aia, știam materialul și am râs. Mi se pare foarte tare. Bă, ok. Am pățit recent asta. Nu dau nume. Adică o să-ți dau. Probabil te prinzi exact despre cine e vorba. Dar îți dau după ce închidem, că nu-mi place să fac scandal. Ok. Săptămâna trecută chiar. Ți-ai făcut podcast? Stai, fumezi, ești interesant. Pești cu oameni <laughs> Da, e așa bă, da, mă, dar bă, zic Bun, am înțeles Îmi place, da. cum Zic, bă, mâncați așa Problema da, da, este... place da, 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 Problema este că te raportezi la chestia asta În momentul ăsta Total non-bărbătește Și când zic bărbătește Nu zic în spiritul vreunui sexist sau machoist De ăsta de căcat Ci pur și simplu Pentru că Dacă faci un compliment fă până la capăt până, ca un bărbat. Just, mă, da. Dacă vrei să mă fuți în gură, da, fute-mă în gură până la capăt să ia ca ia, un ce bărbat. Și e făcut tu acum? E cu cur în două luntri. Da, da. Adică suntem doi bărbați care vorbesc despre două chestii total asumate. Vorbim până la capăt sau nu? Realitatea e că de multe ori dacă eu împart în jumătate, dacă eu nu spun, bă, uite, mă întreb de ce cum ți-a părut la Bă, mi-a plăcut. Eu sunt tentat oricum să merg pe varianta asta pentru că chiar cred că noi încercăm chestii. Tu încerci chestii, eu încerc chestii. Da. Îți iese? Bă, bă unor da, unor nu. Pot să zic, eu apreci, știi, paraziții spuneau, aia, am maxim respect pentru orice proiect, Fraza, doar bucățica asta, că ei se duceau mai departe cu povestea. Dar ideea asta mi-a rămas în cap, mi-am dat seama că, bă, apreciez încercările. Știi? Deci sunt genul care oferă un suport, chiar dacă o să o dai în bară bă, știi, whatever, ai încercat, știi? Și atunci eu sunt pentru asta, dar cred că atunci când am o părere de genul ăsta, uh, târgu, târgu, interesant, bă, foarte... Asta foarte când dracu. aud interesant, mi, mi cade cerul pe, pe mine. Nu, zice, foarte drăguț podcastul. Bine, mă rog, acum nu știu ce te abordezi tu subiectele astea și... Și l-ai luat te pe Sergei la... ăla. Da, și l-ai luat și pe ăla. na, nu e zona ta aia. Dar foarte bine e, ce, ce faci. Dar oricum, cam lung. Lung, frate, și ne un, două ore jumătate, ce faci terapie cu... Mă rog, dar bun, bun. Bă, m-ai omorât. Bagă un -mi cuțit în mine și las-o așa, frate. Asta spui tu de fapt. Bă, ori îmi spui, bă, m-am uitat, e o mizerie. Nu am mai mă uitat în viața mea, mă, mai la podcast. Mersi! Da. Sau spun. Bă, îmi place. Îmi place conține și faptul că sunt de acord cu ce faci tu aici, unori, așa, dar, dar îmi place unde te duci, e clar, sunt încercări, bla, bla, bla. Nu stau să-ți spun tot parcursul, care nu o să fie niciodată. E că și mai, îmi plac toate episoadele din Las Fierbinți. Bă, n-are cum să -ți... Am mai greșit-o și noi. Sunt unele bine, unele, știi, noi încercăm să rămânem constant, unor ne este, unor ne Am vrea să fim acolo, îți dai seama. Dar asta e, știi? Așa și cu asta. Adică decât să faci chestia asta, marmelada asta. cu, cu mi-a plăcut spectacolul. Țipa cam tare. Era pe lângă uh, colegata. Era pe lângă, dar uh, bă, tu... Și vorbata, dacă te lovește și cu... Interesant. La mine ar fi bă. și mai grav. Bă, bă tu... tu da. Lasă-mă! La mine ar fi și mai grav să fie așa. Bă, tu la podcast... Bă, da, bă, așa la extraordinar, la care nu da, se vede niciodată. Da, asta te era Asta te termină complet. Bă, așa, cum e, las <laughs> firmiți. Bă, voi cu actorii, bă, bă, <laughs> bă, bă, bă dai filmat atât de bine da, să da. mă Imaginea foarte bună. Foarte bună <laughs> imaginea. Te-a <laughs> o asta. Cu... Cum a fost, bă? imaginea foarte bună. Da, mă, taia te-am chemat pentru imagine. Eu la asta chiar mă gândeam, zic, eu fi plăcut imaginea sau... Te alea le-am învățat, mă, să mor eu. Pe bună imaginea. Asta știe... Bă, du-te și în la 30 de simul că ai venit. Cu mare drag, cu mare drag. Sănătate, doamne ajută. Băi, sănătate. Așa. Podcast. Episodul 40, boss. Da, frumos, mă bucur că am venit și a fost o experiență bă, plăcută, mi-a plăcut la tine, ca idee. Am zis să-ți dau da. și eu feedback. Da, bine, mi-a plăcut, dar... Nu mai trec, bă, nu mai... Nu a, Nu știu dacă trebuie să fumez în timpul emisiunii. Mă rog, dar din rest, foarte mișto. Foarte mișto și lumine cam tare, dar ok. Dar imaginea foarte tare. Foarte mișto imaginea. Cu ce filmezi? nu m-a plăcut, serios. Adică, glumă, panorama, și dacă mi-a plăcut. Eu chiar voiam să văd unde o duci. Asta, știi, m-am întors la asta, cum mi-a plăcut, dar. Cât mai eram să mai dau o sticlă de apă plată. Dar, mă rog, în fine, foarte mișto.